Până în 15 ani tu ai rămas fără ambii părinți. Fără ambii părinți și, fără da. bunici, că și fără bunici. Și fără bunici. Poate mai trăiau părinții din partea mamei? Nu. Nici nu. mărinții părinții din partea nu. mamei. Și am rămas, rămas singur pe lume? Nu am frați, nu am surori. Uh, în 86, pe 23 august, când aveam doar 11 ani, uh, tatăl meu a avut un accident uh, din dorința de a ajuta cineva, un, un vecin de-al meu, într-o ocazie când în avea un eveniment în familie, avea o nuntă, a vrut să pună un uh, bec ceva pe stâlp sus. Și s-a electrocutat? s electrocutat. În anul 1990, deci după Revoluție, pe 13 februarie, avea să moară și mama mea. Avea să meargă de la noi spre, spre București să cumpere mâncare, iar ea atunci când se deplasa spre București, am făcut un infart. Am stat și am făcut un calcul. Deci tatăl meu a murit pe 23 august, iar pe 16 octombrie avea să împlinească 37 de ani. Mama a murit pe 13 februarie 1990, iar pe 9 aprilie avea să împlinească 37 de ani. Să nu spui că e ac același... 54 de zile. Aceeași e Deci nimeni nu a trăit mai mult cu zi. Când te duceai tu la poartă la ea, care era semnalul ca să știe că trebuie să iasă afară? Era cu fluirea, să fluiere. cu, cum fluierai? Nu, Hai să facem exerciții, să aducem aminte de... Treia să bag nici trei în gură să fluiere. Hai să vedem, mai știți mai fluier cu fluiera. atunci? După ce m-am trezit din conștiință, l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce? Dumnezeu îmi spune, zice, mi-a răspuns cândva, a fost un scurt dialog, cineva a vrut să ia viața, iar eu ți-am salvat-o. Gabi, uite, iartă-mă, am venit ieri la tine Te-am văzut ce mâncai Azi mănânci la fel De ce se întâmplă lucrurile astea? Și am spus frate Vasile, nu am ce mânca A preferat să ia pâinea de la gura copilor săi Să las să aduc eu pâinea la copiii mei Stroie, Stau vasile. aici cu lacrimi în ochi da. Pentru că mi se pare extraordinar Un astfel de gest Și cred că sunt foarte rari oamenii ăștia 29 de, de ani 29. împreună cu Dana da. Dar tu o asculți pe Dana o ascult foarte bine pe Dana pentru că înainte de înregistrare, uite, le dau prietenilor noștri lucrul ăsta. Înainte de înregistrare mi-a zis așa. Hai, spune tu, ce mi-a zis înainte de înregistrare? Ai grijă să nu. Ce-ți-a zis Dana? Mi-a spus să nu plângi. Ai grijă să nu plângi, da? Da. Și văd că o asculti cu toate că erau lacrimile acolo la un pas de a. Ești un sus ascultător. Mă bucur să vă salut, dragi prieteni, sunt Costi și cred că dacă și în ocazia aceasta ați ales să fiți aici împreună cu tot ceea ce înseamnă autentic podcast, este pentru că vă doriți să creșteți din punct de vedere spiritual și sufletul dumneavoastră să fie cu adevărat aproape de, de Dumnezeu și de ceea ce face El pentru noi, într-un fel sau altul. Încântarea asta de a ne privi în ochi, de a comenta, de a ne spune punctul de vedere, de a distribui și prietenilor noștri, este ca urmare a faptului că fiecare dintre noi ne dorim în fond să fim autentici, nu? Și să-i motivăm și pe ceilalți să ne urmeze exemplul. Poate uneori ne iese, alteori nu. Cert este că ceea ce facem noi aici la Autentic este să privim viața prin ochii uh, celor pe care reușim să-i cunoaștem într-un mod diferit de cum am făcut-o până acum. Și povestim, relatăm istorii care ne s-au întâmplat într-o perioadă de viață sau alta. Vă mulțumesc din toată inima pentru tot ceea ce faceți pentru autentic știți că așa funcționează YouTube-ul, Nu avem ce face. Un like, un subscribe, uh, orice atitudine din asta proactivă ne ajută să ajungem la cât mai mulți oameni din jurul nostru. De asemenea, cred că este un moment bun să uh, îi salut și pe aceia care aleg să ne asculte pe platformele de podcast. Uh, ori de câte ori știu că sunteți acolo, nu faceți altceva decât să uh, împliniți misiunea pe care o avem noi aici la Authentic Podcast. A venit timpul să cunoașteți pe cel care îmi va fi partener de discuție în ocazia asta. Este vorba despre un domn care m-a fascinat încă din momentul în care am ascultat puțin istoria lui de viață. Așadar, bun venit la Autentic, Gabriel Pica. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Ce faci, Gabi? Mulțumesc bine, puține emoții și sper să fie o ocazie în care să îl pot lăuda pe Dumnezeu pentru lucrarea care a făcut în viața mea. Da, sigur, Gabi, de asta suntem aici, nu? Da, sigur. Să facem Biblia vie cumva și să l arătăm pe Dumnezeu care și astăzi este foarte, foarte prezent în viața noastră. Nu e deloc ceva abstract, nu? Deci Dumnezeu atunci când vorbești El nu vorbești la trecut. Dumnezeu este Cel care a fost ieri, astăzi și în viitor. Dumnezeu este prezent în viața tuturor oamenilor care îl invită. Categoric. Și să înțeleg că tu ai făcut asta. Sigur. Am făcut-o pentru că fără el mă simt singur, mă simt neputincios și am nevoie de el la orice pas. Gabi, o, abia aștept să aflu detalii din viața ta, atât cât se pot, se pot spune categoric că da, există și o chestiune de intimitate pe care doar noi și Dumnezeu o cunoaștem la un moment dat. Prima provocare pentru tine, Gabi? Da, să te văd cât de uh, activ ești tu la capitolul ăsta. 20 de secunde. Știi, așa se derulează aici podcastul ăla da, meu. E da, mai văzut podcastul da, autentic, sigur, nu? Sigur, sigur, da, sigur, sigur da. da. <laughs> ok. Fii atent. 20 de secunde să ne spui ce crezi tu că este relevant să cunoaștem despre tine. Am dat start. Sunt o persoană dependentă de Dumnezeu dependență pe care am dobândit-o sau am fost nevoit să o dobândesc uh, în urma pierderii părinților mei uh, mi-am pierdut pe părinții încă din uh, fragedă copilărie și atunci nu am avut pe cine să mă sprijinesc decât pe el și atunci m-am legat strâns de el Ia uite, uh, ai spus uh, o parte foarte esențială din, uh, din viața ta cumva părinte ți-a de, ți devenit Dumnezeu mi-a devenit Dumnezeu și astăzi când mă raportez la el, mă raportez așa cum se raportează un copil la tatăl său. C cum cum s-a întâmplat să-ți pierzi părinții și cât de devreme s-a întâmplat lucrul ăsta? Uh, poate mai devreme decât mă așteptam și poate nimeni nu și-ar fi dorit lucrul acesta să se întâmple. Uh, copilăria mea părea una normală ca oricărui copil, uh, dar... Uh, în anul 1986, când eu aveam doar 11 ani, când viața părea normală și puteam să mă bucur de, de viață, de, de prezent, copilărie, de copilărie, de, de, de așa de pe care și protecția pe care părinții... Eu, singur la părinți? Singur la părinți, dar nu am frați, nu am surori. În 86... Pe 23 august, când aveam doar 11 ani, tatăl meu a avut un accident. Din dorința de a ajuta pe cineva, un vecin de-al meu, într-o ocazie, în a avea un eveniment în familie, avea o nuntă, a vrut să pună un bec ceva pe stâlp sus. Și s-a electrocutat? S-a electrocutat. S-a electrocutat și de acolo... A căzut de la înălțimea stâlpului, nu știu, 3, 4, 5 metri cât are stâlpul și când a căzut, acolo a și, a și decedat. Îți Prea... amintești? Da, sigur. Adică l-ai văzut atunci? El în ziua respectivă vroia să doarmă. Era duminică după amiază, mi-amintesc, sau dacă nu mai știu, sâmbătă după amiază. Dormeam, iar vecinul m-a rugat să mă duc să-l trezesc pe tata îmi spune Gabi, te rog că... E, e, tatăl tău era elect electrician? Ea nu era de meserie electrician, dar se pricepea se și pricepe. la aceea, M-a da. trimis să-l trezesc, m-am mers, l-am trezit din somn, zic că tată zic că te cheamă să îl ajuți. Tatăl s-a trezit din somn, eu am plecat în ocazia, n-am rămas acasă, am plecat. Când s-a întâmplat accidentul sine, nu eram acasă. Eram cu alți copii, mă jucam ceva uh -huh. la 11 ani. Uh, iar el a încerca să execute această lucrare, să instaleze un bec pe stâlp, ne fiind acolo, a atins și a căzut. Nu curentul în sine la i-a provocat decesul, ci căzătura, căzătura, da. A căzut pe spate probabil, uh, cu capul da, lovit. Uh, nu, uh, spune că din căzătură s-a spart fierea în el. Oh. Pentru că în momentul când eu am ajuns acasă, când am auzit s-a întâmplat acest accident cu tata, am venit de repede acasă. Uh, undeva uh, îi curgea ceva undeva pe, pe gură într-o parte și ceva verde și spuneam ceva uh, să spart fierea în el, motiv uh. pentru care a și murit ce uh, vârstă avea Gabi? Că... Uh, asta vroiam să spun acum era foarte foarte tânăr, uh, mult mai tânăr decât sunt eu astăzi avea 37 de ani uh. Uh, dar acești 37 de ani încă nu erau împliniți uh, țin să subliniez lucrul acesta că este foarte foarte important ce vreau să spun acești uh, 10 ani nu erau împliniți deci el a murit pe 23 august avea să împlinească uh, 37 de ani pe 16, uh, 16 octombrie uh, asta înseamnă 54 de zile mai târziu uh, am spus că subliniez lucrul acesta pentru că o să revin asupra acestui asupra acestui aspect au însemnat ceva aceste 54 de zile? foarte important sau pentru tine probabil, nu? Uh. la un moment dat o să vă spun la moment potrivit. La momentul potri... De asta spun o, pentru tine, o, probabil. E? O să vă stănesc curiozitatea și la moment potrivit o să vă spun despre aceste 54 zile. de zile. Da. Wow. Ce a însemnat pentru tine moartea tatălui? Era al doilea deces în familie. Primul a fost al bunicului, aveam văzut doar de 7 ani. Nu prea înțelegeam eu ce înseamnă atunci să pierzi pe cineva drag. Era doar bunicul, bunicul era în vârstă, 70-80 de ani, nu mai țin bine minte. Dar când a murit tatăl meu, am simțit cum cel care mirea sprijin, cel care mi protecție, nu mai era. La vârsta aceea de 11 ani, cu copii te mai jucai, poate chiar te mai certai și când cineva mai mare te amenința să vină așa, eu îi spuneam, o să spun, ui, tata. De atunci simțeam că nu mai am cui îi spune. Nu mai am pe cine mă baza, nu mai am pe cine mă sprijini pentru că el nu mai era. Mi-aduc aminte când a apucat să-l ducă la spital pe tata, iar când s-a întors acasă de la, de la, spital, mâna pe care el pusese pe stâlp să și-a atins de fiul respectiv era mult ridicat în sus. Când aveam imaginea aceea în mintea mea, m-a șocat foarte mult, îl știam altfel și să-l văd când era pus într-un în să-l văd cu mâna aceea ridicată și cumva parcă țin minte că se și umflase cumva ceva. A fost ceva dureros pentru mine. Greu, 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 foarte greu. Doar la 11 ani, nici eu nu aveam acei 11 ani împliniți. Peste o lună aveam să împlinesc și eu 11 ani. Mi era greu, mi era greu. Ce ai învățat tu de la tatăl tău în perioada asta în care ai fost împreună? Ce, ce a rămas acolo așa în sufletul tău pe care ai purtat-o ca, o, ca un soi de respect față de, de Dumnealui. Așa cum spuneam, a fost foarte scurtă perioada în care m-am bucurat de prezența lui în viața mea. Dar în cei 11 ani de zile mi-a dat niște sfaturi care și astăzi uh, le-am pus în practică, care și astăzi le pun în practică. Copil fiind la 11 ani încercam sub influența unor prieteni să adoptez niște viciuri mai puțin bune în viața mea el fără să știe că eu încercam aceste viciuri țigări, cu ceva de alcool, genul, așa, țigările țigăr țigările, el mi-a spus el fumă în perioada aceea și mi-a spus ce mă Gabi, tată, să nu fumezi viața ta, să nu fumezi că te vei îmbolnăvi de plămâni, îți va fi rău te vei îmbolnăvi. Îți amintești cuvintele astea? Da, care da, da. da. Spus. Țin minte, eram într-o zi la masă, servea masa împreună, mâncam și mi-a spus lucrurile acestea. Următoarea zi trebuia să mă întâlnesc cu o de-a mea să fumăm, cum eram noi atunci. Și eu i-am spus, eu n-am să mai fac lucrul acesta. Uh, nu-mi doar o zi, două. Nu-mi plăcea. Nu-mi plăcea. Și i-am spus, n-am să mai fac, pentru că tata mi-a spus să nu mai fac lucrurile acestea. Și mi-a mi spus, ce, de unde știa el? nu, el nu știe că eu fac dar el fumează și știe că nu este sănătos și mi-a spus să nu facu asta providența lui Dumnezeu uite cum e, a venit exact nu -a să atent. mai fac și atunci, mai, de atunci m-am îndepărtat și poate chiar urăsc și miros. N-ai fumat niciodată? Niciodată. 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 Deci a fost un sfat pe care l-ai... Care am pus în, care pus în practică de la el, da. Uh, M-aș fi bucurat să mai primesc sfatul din partea lui, dar din păcate n-am avut această ocazie. Mai ales că a urma în viața ta o perioadă destul de delicată, adolescența, când vin mai multe presiuni din partea prietenilor, anturajului. Uh, dar ai spus la un moment dat că tu ai rămas orfan, ai rămas singur. Da. Acum vă spunea că a fost o perioadă foarte grea, am rămas doar cu mama. Mama făcea eforturi mai să acopere și lipsa tatălui, și din punct de vedere financiar. Să ne întreținem singuri era foarte greu. Asupra ei cădea toată responsabilitatea. Aveați o casă voastră? Părințe, era, era casa, da, era casa părintească, casa bunicilor în care m-am născut, în care a stat tata, deci erau și bunicii Bunicii miei. din partea tatălui? Tatălui. Așa cum spuneam, bunicul decedase înaintea Adică de tatăl, tatăl tatălui. tatălui. Da, 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 da. Iar trei luni de zile mai târziu, după ce a decedat tatăl meu, avea să decede și bunica mea. O de, tragedie. De, 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 de supărare. Intenționat, chiar așa spunea, nu vreau să mai trăiesc. Odată ce băiatul meu a murit, vreau să mor și eu. Dumnezeu nu cred că era foarte în vârstă, nu? Uh, nu. Uh, uh, cred că avea și ea, nu știu, cred că în jur de 60, 60. ceva de ani, da, 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 mai, mai avea copii sau era și el singur? Da, mai avea încă șase copii. Încă șase, încă șase. șase copii. Dar locuind împreună cu el, acolo în casa părintească, în casa bătrânească. Era cumva mai legată de mai el. Legat de el, da. Și a spus băiatul meu, m-a murit de șapte de ani, eu nu mai pot trăi. Vreau să mor și eu. Și intenționat să zic așa, n-a vrut să mai mănânce, e n-a vrut să mai trăiască. Și trei luni zile mai târziu, A murit și ea. Deci, în decembrie, a murit și ea, în același an, 96. Și atunci am rămas doar cu mama. Cu mama. Mama ce vârstă avea? 37, uh, când a murit tatăl meu. Ea avea 33 de ani. 33 de ani a rămas, a rămas văduvă. A fost o perioadă grea. A fost o perioadă grea. De 3 ani și ceva, în care ea a încercat să, așa cum spunea, să acopere lipsa uh, și tatălui, din punct de vedere financiar, cu sfaturi. Uh, mergea cu mine la școală, făcea temele împreună cu mine, ca să-mi fie cât de cât mai ușor. În anul 1990, deci după Revoluție, pe 13 februarie, avea să moară și mama mea. La 3 ani și mai târziu. Vă spuneam de cele 54 de zile. Pe 9 aprilie avea să împlinească și ea 37 de ani. Am stat și am făcut un calcul. Deci tatăl meu a murit pe 23 august, iar pe 16 octombrie avea să împlinească 37 de ani. Mama a murit pe 13 februarie 1990, iar pe 9 aprilie avea să împlinească 37 de ani. Să nu spui că e același... 54 de zile. Aceeași diferență. Deci nimeni nu a trăit mai mult cu o zi. Deci amândoi au trăit acelea zile. Am stat și m-am gândit de ce așa? Categoric. De ce așa? Nu vreau să mă duc pre, spre predestinație, nu cred în astea. Nu. Dar am stat și m-am gândit de ce Dumnezeu a hotărât în dreptul lor să trăiască amândoi acelea zile pe acest pământ. Dar întrebarea cea mai mare era de ce Dumnezeu a îngăduit ca în viața mea să apară această lipsă a părinților atât de vreme. Ce vârstă aveai tu, Gabi? Deci când aveai 15, când am, 15 ani? Când, când, am murit, am... mai mi mea a dat 15 că, ani. Că, calculând... În 14 ani jumate, Dacă ziceai da. că nu, aveai, nu era în plin, nu aveai încă 11 ani când am murit. Deci la, până în 15 ani tu ai rămas fără ambii părinți. Fără ambii părinți și, da. fără bunici, că și fără bunici. și fără bunici. Poate mai trăiau părinții din partea mamei? Nu. Nici mărinții din partea mamei? Nu. Și am rămas, rămas singur pe lume? Singur într-o casă în care era locuită. Singur într-o casă în care mi-am, să zic așa, copilăria acolo mi-am desfășurat-o. Acolo -am, aveam cele mai frumoase amintiri, cele mai plăcute momente. Am rămas singur. spune te rog, e pulversat, spune te rog, de ce a murit mama dacă ai informația asta? A, da, 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 da așa cum o spuneam, supărarea a apăsat greu și asupra ei. Și în ziua aceea de 13 februarie pleca spre București de acasă să cumpere cele necesare familiei, pentru că nu erau atât de multe magazini cum sunt astăzi la noi în comună și trebuia să meargă de la noi spre, spre București să cumpere mâncare. Iar ea atunci când se deplasa spre București a făcut un infart. A făcut un infart, ea suferea de se știa bolnav. Avea o, un ulcer, ceva, o gastită, ceva și medicii au spus că atunci a făcut gaze ceva mai multe la stomac care i-a blocat, care i-a blocat, a făcut infarct În dimineața aceea, când ea a plecat de acasă, eu dormeam Era ceasul 7.30, m-a trezit și mi-a spus, Gabi, vezi că ai mâncarea pentru ziua de astăzi, o ai în bucătărie, vezi că este în aragaz, este în frigider, vezi că eu plec la București de unde sunteți voi? din Niculești, Niculești-Dembovița din distanța așa am 20-30 de kilometri aproximativ așa, da, da, da 20-30 de kilometri și îmi spune, vezi că eu o să plec la București erau ultimele cuvinte pe care le auzeam din partea ei At atunci a plecat eu am dormit am, am dormit în continuare o oră și ceva mai târziu la 9 fără 20, la 7 jumate a plecat ea, la 9:20 a venit un vârd al meu plângând la mine în curte și îmi spune, Gabi, Gabi, a murit, a murit mama ta, a murit mătușa mea. Nu știam cum să reacționez, cum, de ce, ce s-a întâmplat? Și îmi spune, ba da, uite, acum când a plecat spre gară la Paris să pleci cu trenul, atunci a făcut un infar și a murit. Țin m-am îmbrăcat foarte repede, nu știam cum să fac în perioada aceea făceam și ceva sport, alergam, zic că de la mine de din comună și până la gara erau 4-5 km, zic că într-o jumătate de oră maxim îi parcur pe jos, alerg. Afară începea să plouă, ploua, dar eu nu țineam cont de ploaia care era și am început să alerg. Am început să alerg, consătenii văzându-mă că alerg și știind cele întâmplate cu mama mea, zicea, au săracul, el nu știe el nu știe că mama -a lui a murit eu auzeam dar nu venea să cred nu dădeam crezare celor auzite și continuam să plec să plec spre spital unde știam că e adusă aveam un dremeci am un spital al noi în comună în Perici n-am ajuns la spital pentru că pe drum m-a oprit uh, un unchi din partea mamei mele și m-am băgat la el în casă Adică soții... un frate de al ei. Da, 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 da. Uh, și soția lui mi-a m-a băgat în casă, m-a oprit și Gabi, stai puțin că e la spital, o să facă bine, s-a făcut puțin rău, o să-i să, să facă un tratament după care o să vin înapoi acasă. Am dat crezare ce îmi spune. În jurul rău, 11, a venit o verișoară de -a mea și împreună cu unchiul ce a zis, Gabi, hai să mergem acasă, că a venit, a venit mai ta acasă când am ajuns acasă era foarte multă lume la mine în curte ceva în mintea mea se întreba se ridica un semn de de ce sunt atât de mulți oameni la mine în curte când am ajuns în curte am intrat în casă mama era pusă în pat o aduseseră deja o de la, la spital la... deci nu era pusă încă în cuștiuc. o aduseseră la spital, au constatat medicii decesul și era pusă în pat lume multă țin minte că m-am dus, primul lucru care am făcut a fost să-i pun la inimă. Să văd dacă inima mai e bate. Inima nu-i bătea. Și atunci am început să plâng și în mintea mea se ridica întrebarea cine îmi va purta de grijă? Tatăl meu murise, murise și mama și mă gândeam cine va fi persoana care se va ocupa de mine oferindu-mi cele necesare oferind din mâncare, oferind mi protecție, sprijin. Și atunci întrebam, plângeam și parcă cumva încercam să vorbesc cu mama să-mi spună ea un sfat ceva. Și o întrebam și spuneam, mamă, cine îmi va purta de grijă? Nu primeam niciun răspuns, nu avea cine să-mi răspundă, da, nu putea să mai răspundă pentru că ea era moartă acolo. Atunci o mătușă din partea tatălui, vecină cu mine fiind, a zis Gabi, eu îți voi purta de grijă. Eu mă voi îngriji de ce necesare ție. Uh, nu i acordam atât de multă credibilitate, nu puteam să cred pentru că nici situația ei materială nu era una foarte bună. Voi ați fost nici... Ai fost un copil sărac? a fost o familie săracă? Era, părinții mei erau oameni modești, erau oameni simpli erau oameni care, tatăl meu lucra ca și sudor într-o întreprindere, ceva acolo la noi în comună, mama mea era casnică, se ocupa cu cele necesare, cu creșterea mea, creșteam păsări, creșteam animale, ca și la țară, aveam grădină, erau oameni simpli, oameni simpli. Nu erau, nu veneau din, nu provine dintr-o familie cu oameni care, cu studii înalte, nu, 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 oameni simpli, oameni de cinci. Și studiile mele n-au fost niciunele foarte, foarte mari. La tu... momentul potrivit o să vă spun despre ele. De, uh, ai mers în sat acolo la școală? Am mers acolo la școală, am făcut cele 10 clase. La noi am fost uh, ultima generație care a prins 10 clase, 10 clase în... în generală. După aceea am plecat în București și am făcut uh, o profesională de 2 ani de zile la liceul de aeronautică Hericond în băneasă. Și ce, mă, pe. Pe ce te specializat? Ce... Acolo, în perioada aceea, mam, eram la uh, lăcătuși mecanic. Era. Acolo era. Revenind la momentul ăsta al morții mamei tale. Rămânând singur, au fost, uh, să zic așa, perioada aceea cea mai grea când uh, trebuia să aibă loc uh, ce necesare cu înmormântare și așa mai departe. Mama. Ai reușit totuși să te aduni au fost unchii, mătușile care te-au ajutat deci având deci tatăl meu având încă șase frați în viață mai erau încă doi din partea mamei mele erau șapte o persoane foarte apropiate de mine care încercau să mă sprijinească și să mă ajute să depășesc acest moment greu. Te-ai mutat la la careva dintre ei sau ai rămas acolo singur în casa părintească? Nu, am rămas în casa părintească. Mătușa care s-a oferit să îmi ofere să mi ofere sprijin, să mi ofere ajutorul. Este vecină cu mine. Stă foarte aproape de mine. Tu ai și... rămas și acum acolo, în casa în care deci ai crescut? Eu, nu te-ai eu... mutat deloc? Nu, nu m-am mutat, nu. nu. Sunt, sunt în casa în care am crescut, în casa în care s-au. s-au întâmplat, întâmplat toate evenimentele, toate astea? evenimentele acestea, da. da N-ai avut coșmaruri, Gabi. Nu știu, nu te-au te urmărit așa de-a lungul timpului povestea asta. a fost o perioadă grea copil fiind, așa cum vă spuneam, și după ce a murit tata de 15 ani, mama, aveam 15 ani, am fost nevoit să rămân singur în casă. Să rămân singur în casă și mergeam doar la mătușa mea de sărbea masa. Păi bani, de unde aveai să îți o haină? Să... Aveam o pensie de urmaș din partea tatălui meu. Pentru că el lucrase ca angajat. Ca acolo. angajat pensie care m-a și ajutat să îmi continui studiile. Ai mă... vrut tu să mergi la școală sau a fost cineva care te-a împins? Aveam un unchiu din partea tatălui, a zis trebuie să faci o școală. Deci trebuie să faci. Deci nu puteam să rămân la 16 ani, să rămân acasă fără. Deci când am terminat, când am terminat uh, generala, aveam 16 ani. Ce ai luat tu de la mama? Ce ți-a rămas acolo așa aproape de, de mintea, de sufletul tău? Din partea... Cum, cum îi chema pe părinții tăi? înainte de a răspunde. Da, deci pe tata îl chema Florea, iar pe mama o chema Stana. Stana. Îi spunea, lumea îi spunea ei, nu știu de unde a venit numele acela, îi spunea Talia ei. Mm. Dar în schimb, Natalia ceva, dar Natalia ceva și îl crescută. Tata... de alint, așa. Da, 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 da. Dar în schimb, mama era o, o femeie foarte, foarte blândă. Astăzi când facem această înregistrare, acest când spun Experiența mea de viață, luna februarie pentru mine este o lună care stârnesc aceste amintiri. Da, e o lună tragică. Dureroase, da. da. Da, noi înregistrăm da. astăzi pe că suntem 15 februarie. Asta vroiam să vă spun, deci suntem în 15 februarie, iar în urmă cu două zile, 13 februarie, pentru mine stârnește, stârnește amintiri mai deloc tăcute. Câți ani au trecut de atunci? 33 de ani. 33 de ani. Chiar zilele trecute, deci în urmă cu două zile, am avut câteva momente în care mi-am depănat amintirile, în care am încercat, chiar dacă aș vrea, să nu mai îmi amintesc aceste zile, 13 februarie când a murit mama și 23 august când a murit tata, ele au pentru mine o însemnătate mare. Au marcat cumva viața mea. Sunt niște semne în mintea mea și în sufletul meu. Care rămân acolo ca niște borne. Oricum, eu îți mulțumesc mult că tu ai trec, nu știu, ai, ai depășit greutatea evenimentelor și ai putut să fii aici și să povestești despre toate astea. A, a fost un moment în viața ta în care te-ai străduit să zici, meu, eu nu vreau să mai vorbesc despre asta, vreau să pun capăt și să nu mai mi-amintesc, să nu mai deschid cu ăsta al durerii? Uh, mă ajută atunci când vorbesc cu cineva. Chiar dacă atunci au fost momente grele pentru mine, atunci, când, acum când vorbesc cu cineva și spun experiența mea de viață prin ce am trecut. Și asta e doar o parte? Că e, e doar o parte, continuu. așa este. E doar o parte îl văd din ce în ce mai mult la lucru pe Dumnezeu în viața mea. Deși tu atunci nu aveai nicio legătură cu Dumnezeu. La 14-15 ani. Când ai rămas? A, la 15 ani nu. Dar uh, urma imediat să am uh, experiențele mele personale cu Dumnezeu pentru, așa cum vă spuneam, am devenit cumva dependent de El. De Dumnezeu? De Dumnezeu. În perioada aia? În perioada aceea, pentru că nu aveam la cine să mă raportez. Nu aveam... Dar cui... cum arăta Dumnezeu tău, Gabi, atunci? Dumnezeul meu arăta într-o icoană rămată. Era un tablou unde era era Fecioara Maria împreună cu Domnul Hristos care îl ținea în brațe. Era o iconiță pusă pe un perete. Iconiță la care bunica mea deseori se ruga. Pot spune că bunica mea, din partea tatălui, a fost cea care a fost mentorul meu spiritual, a fost cea care m-a îndrumat spre Dumnezeu, a fost cea care mi-a spus că este o persoană, căruia mai puternică decât noi toți, căruia mă pot raporta, înaintea căruia pot veni cu Durile mele sufletești și cu cerurile mele și el este gata oricând și binevoitor să mă ajute. Ce frumos! Și a rămas acolo în inima ta, Ar... chiar dacă era o perioadă de busolantă, dureroasă, prietenii tăi, anturajul tău, cum se raportau la tine? Te compătimeau. compătimeau. Râdeau de tine, nu, te nu, luau peste nu, picior? Nu, nu. sau încercau să te ajute cumva, și Am, uh, Deci, în, în școală, fiind uh, s a legat prietenii, colegi de Ca școală, da. În vremea aceea, aveam un foarte bun prieten care, tatăl lui era gestionar pe vremea aceea, erau cooperativele. Și el era gestionar, avea era vânzător atunci, la, era gestionar la o cooperativă și din punct de vedere financiar stea foarte bine. Ușa acestei familii era deschisă oricând pentru mine. Chiar o parte din nevoile financiare, cum ar fi fost haine, era, erau acoperite de ei. Wow, ce frumos! Această familie s-a oferit să mă ajute. Uh, îmi spunea tatăl, tatăl prietenului meu și a zis, Gabi, oricând, tu poți veni la mine în casă. Erai ori... cumva ca băiatul lor? Ca, chiar așa mi-a spus. El mai avea doi băieți și o fată și a spus, de acum încolo, tu ești al treilea meu băiat. Oricând ai nevoie, oricând uh, simți nevoia de ceva, îți este foame, n-ai ce te îmbrăca, tu poți veni la mine. Tu poți veni la mine, poți avea la mine și eu te pot sprijini. Și așa am și făcut. Uh, o perioadă de, de, timp zilnic, aproape stăteam la ei în casă, serveam masa împreună cu ei, când se îmbrăca băiatul lor, de seamă cu mine, trebuia să -mi merg să mă îmbrac și eu. Și a fost un sprijin pentru mine. Mai e, trăiesc cu oamenii? Trăiesc, trăiesc și acum de curând a fost în biserică și a, a avut, a fost o ocazie în care să-i mulțumesc public pentru sprijinul și pentru ajutorul pe care mi l au oferit. Uite, cred că ăsta este un nou moment în care ai putea să. în care face asta, de fapt. să le mulțumesc. Să le mulțumesc. Da, sigur. Cum îi cheamă? Uh, Costel și Florina, Constantin. Și pe prietenul Co tău? coada Coadă Constantin și coadă Florina și pe el îl cheamă Marian, coadă Marian. Ce frumos. Da. Uh, V-am spus, erau și încă uh, această relație. Acum de sărbători au fost sărbători de iarnă am mers cu o bucată de tort și le-am dus le-am dus pentru că soția făcuse un tort de biscuiți care știam că le plac și am mers și le-am dus, le-am dus o bucată de tort recunoștință, mulțumire respect pentru că ei cândva și-au deschis ușa pentru de a mă primi în ea gestul contează, nu neapărat gestul, 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 gestul da wow. Gabi, te-am întrebat special de numele oamenilor care în perioada aceea au fost cumva lângă tine pe unchiul tău cum îl cheamă? Traian Traian și el mai trăi și îl trăiește? Și el trăiește. trăiește sunt, e tot vecin cu mine acolo și sunt aproape de ei. Încerc să le fiu recunoscător astăzi pentru ceea ce au făcut. Ei sunt în vârstă acum, dar în schimb, să zic așa, este rândul meu. Este rândul meu să le mulțumesc, nu doar verbal, și să le vin în întâmpinarea nevoilor pe care, pe care le au. Uite, câți părinți ai avut? Uh, da, da, da. Adevărat, cu chilimele de rigoare, cu limitele de rigoare, cu durerile de rigoare, dar au fost acolo lângă tine ceea ce nu este puțin lucru. Oameni care au reușit să fie niște borne pentru ceea ce, pentru nevoile pe care le aveai tu atunci. Pentru că Dumnezeu ți-a trimis, a avut grijă de tine. Uh, anii au trecut, nu mulți, din câte știu eu, așa, frânturi cunosc din viața ta și ai simțit nevoia unei, unei, persoane dragi care să fie lângă tine. Da, da, da. Deci, după ce a decedat mama și așa cum vă spuneam, să teamă în casa părintească, dar persoana care se ocupa de cele necesare de hrană era mătușa mea, sprijinită de ceilalți frați din partea tatălui, la un moment dat ea îmi spune, având probleme în familie, a zis mă Gabi, mi este din ce în ce mai greu să îți mai ofer cele necesare, pentru că uite, soțul meu, în fiecare zi aproape am ceartă cu el, în fiecare zi mă reproșează faptul că tu ești în familia noastră. Trebuie să te căsătorești. Deci lucrurile nu au fost chiar atât de rost spre cum încercam nu, să le nu, spun nu, mai nu, devreme. Nu, nu, a fost greu. A fost și perioade din astea mai, mai complicate și mai delicate. A fost foarte greu pentru ea. La un moment dat era nevoită să îmi ascundă mâncarea de el. Da, N-ai fost tentat să-i reproșezi niciodată asta, unchiului tău? Uh, nu, nu, nu. Uh, el nu mai este în viață acum. El nu mai este în viață. Nu am făcut-o. Nu am făcut-o pentru că era un om puțin mai dur era... Păi, Mi-ai spus mai devreme că încă mai trăiește Traian, sau e vorba de. ea s-a recosturit? sau? Nu, nu. Traian este unchiul din partea tatălui meu. A frate cu tatăl tău. Așa. Nu soțul ei. Nu, nu, nu. Am înțeles. Soțul ei a decedat. A decedat, ok. Da. Ca să înțelegem da, lucrurile da, da. cum trebuie. <coughs> Era nevoită la o, o perioadă să îmi ascundă mâncarea, să-mi pună undeva în mâncare. Uh, era undeva în grădină, eu aveam ceva acolo unde aruncase, unde nu mai folosea. Era o mașină de gătit. Și acolo în cuptura acelei mașini îmi ascundea mâncarea. Și tu știai că... Și acolo eu știa, pe ea pe îmi spunea că ce vezi dacă... Uh, tânăr fiind... Uh, nu dormeam atât de vreme, poate dormeam și mai, mai, mai spre după miezul nopții și mi se făcea foame, să cina la ora 6-7 seara, iar poate pe la 12-1 noapte mi se făcea foame și simțeam nevoia să mănânc ceva. Știam că am ceva acolo. Dacă îmi dai voie, mi-aduc aminte o, într-o ocazie, nu m-am dus să iau mâncare de acolo, Parcă nu mai îndrăzneam că trebuia să trec cumva prin fața geamului ca să merg acolo în grădină și mi să nu mă vadă. Geamului că... lor. Lor, da. Și mi-era să nu, să nu deranjez. Și m-am dus acasă. Era toamna, toamna târziu. Cred că trecut de octombrie sau poate chiar octombrie. Și noi pe perioada de vară, având grădina acolo, acolo acasă la mine, pusem roșii în grădină roșiile erau culese, le culesesem, făcusem cinci sare pentru iarnă și mă gândeam, zic că poate merg acolo și mai găsesc vreo roșie care n-am cules-o când trebuia să o mănânc că mi-era foame. Era noapte, nu aveam lanternă, nu aveam telefoane în vremea aceea și încercam prin lumina becului care era în curte să găsesc, să caut o roșie ceva, dar nu o găseam. Am căutat, m-am dus la un vrej de roșie uscat, nu găsisem, până la urmă am găsit ceva, dar nu era o rușie. Era ceva verde, o pătrăgea, ceva, o bambă, o gunea. Am luat-o pe aia, mă uitam la ea, zic, o mănânc așa crudă, dar mi-era foame, n-am avut de ales și am mâncat-o. Zic, o mănânc așa crudă. Aveam în curte, aveam puțul, țin minte, am scos apă de acolo, am băut o cană de apă, am mâncat acea pătrăgea și mi-am putut foame. Și am mers și am dormit. Cam așa a fost uh, copilăria mea, cam așa a fost uh, cei trei ani, de la 15 ani la 18 ani până m-am căsătorit. La 18 ani te-ai căsătorit, dar în perioada asta mergeai pe la discotecă, aveai, uh, nu știu, <coughs> prieteni, anturaj care te mai punea și în situații din astea mai, mai da. complicate uitându-te în urmă? Am avut, da, ca fiecare tânăr, am avut prieteni, mergeam uh, în anumite discote, să numeau atunci, anumite cluburi. Vorbim de anii 90 și cât? 92-93? Uh, 91-92, da. 91-92. Da, da, da. Și e, îți plăcea să dansezi? Că de fumat mi-ai zis că nu, nu. băutură? Uh, consumam puțin alcool, alcool atunci, în perioada aceea. Uh, îmi plăcea să dansez ca fiecare tânăr. Uh, cred că am mers un an și ceva un an și ceva de zile a mers. Gândul era să găsești o fată cu care să te însori? Nu neapărat acesta. Nu neapărat acesta. Îmi plăcea, îmi plăcea anturajul de viață, ieșirea cu prieteni, era o atmosferă plăcută. Cărți, jocuri de noroc, nu, lucruri nu, de genul nu, ăsta? Nu, făceam, nu făceam, nu, Barbut? Nu, nu făceam, nu, nu. nu mi plăceau astea, nu, nu-mi plăceau. Perioada în care am mers în cluburi, în cum spuneam atunci, a fost, să zic așa, relativ scurtă, un an și ceva de zile un maxim 2 ani de zile, pentru că nu-mi plăcea. Uh, am început, nu mai mă regăseam acolo, nu vedeam sensul, mergeam acolo, pierdeam o noapte, pierdeam două, veneam acasă obosit, uh, mă simțeam, poate mai consumam acolo puțin alcool, mă dorea capul, nu-mi plăcea. Și atunci am avut o perioadă, uh, plec așa, ca un refugiu. Timp de un an și ceva de zile, da, poate chiar doi, N-am mai prebicat niciun, niciun club, nicio discotecă, n-am mai ieșit cu prietenii, m-am retras. M-am retras. Atunci, în perioada aceea, mergeam în paralel și la școală. Deci, eram la școală, la școala profesională, care vă spuneam, care o făceam în înbăneasa. Acumulasem foarte multe absențe la școală și eram la un prac de a fi. Uh, exmatriculat? exmatriculat. Exmatriculat, era să zic exclus. Da, e, bai, <laughs> da, e, la lucru, da, da. e să fiu exmatriculat din din școală. Împreună cu trei colegi care, să zic așa, acumulasem absențele din din profesională. Am fost propuși pentru pentru exmatriculare. Atunci m-a chemat doamna dirigintă și mi-a spus: "Uite Gabi, Situația ta nu este atât de bună cum crezi. tu. Știau istoricul tău, știau, știau că e știau, singur. Știau, știau, știau. Zice, tu ai un anturaj nepotrivit. Zice, dar din păcate nu putem face nimic, așa că o să fii propus pentru uh, exmatriculare. Se va face un consiliu profesional și o să fie exclus. Ai acumulat foarte multe absențe nemotivate. Când mi-a spus lucrul acesta. A fost un șoc pentru mine. Am venit acasă foarte trist. Uh, încercam să inventez ceva, să-i spun mătușei mele și unciului meu din partea tatălui care se ocupau de educația mea. Să-i spun că cumva e posibil să se desfințeze școala unde eu era. Încercai să găsești o minciună O așa minciună ca cumva în cazul în care voi fi exmatriculat să, să spună că domnul s-a desfințat școala. Era o soluție omenească pe care eu o căutam. Dar în disperarea mea, stând singura acasă în, în tristarea pe care eu aveam și care apăsa asupra sufletului meu, stând în pat, am văzut iconița, icoana la care bunica mea. De se care ne povestește? De care da. vă spuneam mai devreme puțin. Okay. Și pot să spun că atunci a fost prima dată care am stricat către Dumnezeu <coughs> pentru că eram într-o situație disperată. Uh, am strigat la el mai mult uh, decât o făcusem înainte Țin minte am îngenuchiat în fața acelei iconițe și m-am rugat Și m-am rugat, am început să plâng și am spus Doamne, fă-o minune, ca mâine când voi merge la școală Să nu fiu uh, exclus, să nu fiu dat afară, să fiu, da, dat afară din matriculat. școală, exmatriculat Am plecat de acasă, dar trist făceam naveta de, din gara Periş până la București cu trenul. Acum mai făcut curios și ce s-a întâmplat? Prietenii eu știau că sunt o fire mai veselă <coughs> și mă întrebat de ce e supărat și le-a spus am o problemă la școală. Vorbeam cu ei, dar gândul meu era în continuare spre Dumnezeu, mă rugam. Mergeam cu, mai, deci din gara de nord, de la Gara de Nor luam uh, autobuzul 205, era atunci, nu știu dacă mai este și astăzi, până în Băneasa. Iar de la Băneasa trebuia să merg două stații cu tramvaiul, nu mai țin ce tramvai era, până la școală. Am preferat ca cele două stații de tramvai să, 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 merg jos, să merg pe jos. Să merg pe jos, să am timp în continuare. Îmi era frică să mă confrunt cu realitatea când o să ajung la școală. Cele două stații de tramvai le-am pasat pe, pe jos, plângeam și mă rugam. Am intrat pe poarta liceului plângând și m-am dus la avizier. Era avizierul în, în curtea liceului și la avizier se puneau uh, elevii care erau uh, exmatriculați sau anumite anunțuri. În urma Consiliului Profesoral se luase o decizie în dreptul nostru, cei trei care erau mai rebeli așa în școală în vremea aceea. Am încercat să caut la litera mea, la P, la pica. Nu mă găseam. Plângeam, eram în fața vizierului și nu mă găseam. Mi-am șters lacrimile, zic, nu văd bine din cauza lacrimilor, și mă uitam în continuare pe avizier. Nu găseam numele meu. Numele celor doi colegi erau acolo. Erau scrise. Erau scrise. Și încercam să mă găsesc și eu, dar nu mă găseam. Am citit de două, trei ori lista. N-am văzut-o. Am intrat în clasă, timid, m-am pus în ultima bancă, mai cu minte ca oricând, și așteptam cumva verdictul acelui consiliu profesional, care nu era pus la vizier și așteptam să-l ascult din partea doamnei diriginte. Avem doamna diriginte atunci și m-a tras o parte și a zis, am analizat foarte bine situația ta, am văzut că nu ai părinți, am văzut că te întreții dintr-o pensie de urmași din partea tatălui. În cazul în care noi te excludem, o să pierzi și asta. O, o să, pierzi, o să pierz pe, pe, pensia. Pensia o să se taie, Pentru că pensia venea în urma unor studii pe care eu... Trebuia să le faci, să, Și, fac, să da, fie. În, în, în și atunci mergi cu mine acum la domnul director și îți un angajament că până la sfârșitul anului nu vei mai face încă 25 de absențe nemotivate. În cazul în care le vei face, vei fi uh, dat, afară. dat afară. în școală. m am dat acel angajament, am mai făcut absențe, dar erau motivate. <laughs> Laudă Domnului. Și, vi și, ce atunci, și atunci, mi-am de... mi terminat, mi terminat uh profesionala. Ce înseamnă un om înțelept la un moment din ăsta de de cumpănă și dincolo de asta. Eu sunt convins că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor tale și frământărilor tale. A fost tale. prima mea experiență pe care am avut-o cu Dumnezeu. De atunci experiențele au început să curgă a și a început să conștientizezi că de fapt lucrurile care se întâmplă în viața ta vin ca urmare a voiei lui Dumnezeu și a sigur, relației pe care sigur, tu o aveai sigur, cu Dumnezeu. Sigur. Ai ajuns să te căsătorești. Uh, mai știu un lucru că tu urmai să, să, să știu bine, ajută-mă să înțeleg dacă știu bine lucrul ăsta sau nu. Uh, planurile astea că să cu altcineva, dar uh, s-a întâmplat să da, da, ca Dumnezeu da, să da, ducă da, viața da, într-un da, alt da, loc da. și să găsești soția cu care ești acum de câți ani? Uh, păi avem uh, 29 de ani. De 29, cum o cheamă pe soția ta? Dana. Dana, de 29 de ani de 29. împreună cu Dana. Da. Dar tu o asculti pe Dana. Cum să nu? O ascult <laughs> foarte bine pe Dana, pentru că înainte de înregistrare, uite, le dau uh, prietenilor noștri uh, lucrul ăsta. Înainte de înregistrare mi-a mi zis așa. Hai, spune tu, ce mi-ai zis înainte de înregistrare? Ai grijă să nu. Ce ți-a zis, Dan? Mi-a -mi spus că e să nu plângi. Ai spus să nu plângi, da? da? da. Ai că... să... Și vă că o asculti, da, cu toate sunt, că erau lacrimile acolo la da, da, da. un pas de... Tu Ai... ești o, un o, ascultător. Sunt o persoană mai emotivă. Sunt o persoană mai emotivă. Poate și uh, expresia de viață prin care da, sigur, m am făcut să trec așa, da. Deci as o ascult pe Dana? O iubești pe Dana? Cum să nu? Uh, este persoana... Pun punct și fac o paranteză. Te rog. Da. <cum> -te în perioada în care trebuia să mă căsătoresc eram singur în casa aceea părăsită, așa, dacă pot spune în care eram singur și îmi doream foarte mult foarte mult o familie uh, era ceea ce îmi pierdusem ceea ce a putut să mai drag și îmi pierdusem și mă gândeam, cum va fi să ai o familie și încercam să îmi imaginez cum e să ai copii, cum e să ai o soție. În urma experienței pe care am avut-o cu Dumnezeu, cu școala care m-a ajutat să trec cu bine, mi-am dat seama că persoana la care mă pot raporta este tot Dumnezeu pentru a cere ajutorul și sprijinul său. Și în perioada aceea m-am rugat pentru o soție. Mă rugam și spuneam, Doamne, nu vreau nimic altceva decât să am o familie. Vreau să-mi dai o soție, să am copii cu care să mă pot bucura și cu care să pot împetrece sub vieții. Uh, și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Era să fac o alegere greșită. Era să fac un pat greșit, să mă căsătoresc cu o altă fată, dar nu făcea parte din planul lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Subliniez lucrul acesta și El a avut pentru mine pregătit persoana cu care astăzi sunt. Cum ai, uh, ai cerut-o de soție pe Dana? Uh, foarte frumos. Este... <sus> Uh, Nici nu se poate să fie altfel, Gabi. Dacă, dacă, o să vă spun cum conte Dumnezeu lucrurile. Așa. Deci eu, față de soția mea, sunt mai mare cozi. Suntem născuți în același an. Da, ați fost colegi de școală? Colegi de grădiniță, colegi de școală, Acum mi se soție Și cred că prin harul lui Dumnezeu O să fiu cu ea în părăția Dumnezeu Amin, așa să vă ajute domn da. Nici nu se poate să fie altfel Așa, cum ai cerut de nevastă? Că dacă era acolo sub ochii tăi, o cunoșteai de mică el... Cum s-a întâmplat momentul ăla În care ai zis, mă gata, ea e, trebuie să fac pasul ăsta V-am spus, mă gândeam spre altă persoană da. Dar Dumnezeu Cumva a condus lucrurile să nu fie nu În casa ei Eram foarte bun prieten cu fratele ei, fratele ei mai mare ca mine și ca ea, cu vreo 2 ani de zile. Era prietenul meu și cu el în unele ocazii mergeam la acele petrece, la, la acele discotecă, discotecă la, da, da, mergeam, da. O cunoșteam foarte bine, de la grădință o cunoșteam și cumva în mintea mea s-a înfiripat cumva și uh, unchiul meu, mătușa mea îmi spunea, uite, tu mergi în casă la familia aceea, ce ce dacă te-ai căstori cu fata aceea? A, ți-au și recomandat. Da, mi-a mi dat o recomandare, un sfat. Și eu am spus, păi sunt foarte bun prieten cu, cu fratele ei, părinții ei, care mai târziu avea să devină socrii mei, oricând erau foarte am amabil cu mine, foarte binevoitori, erau primitori, îmi era rușine să fac un pas să mă cu, cu fata lor dar cumva am trecut peste aceste bariere, peste aceste obstacole și mi-am îndreptat mintea și gândul spre ea și am zis ce-ar fi dacă aș cere o încăstorie dar până să o cer în căsătorie a fost o relație de prietenie de prietenie, categorie. De, de prietenie care nu a fost atât de lungă No, cunoscându-ne foarte bine, cunoscând-ne foarte bine, erați acolo oameni de sat de, de vă sat, știați, spus, colegi. vă colegi tu. în familia ei. Eu fiind foarte mult în familia ei, a fost o perioadă, nu știu cât a fost de prietenie, după care am cerut-o de, de căsătorie. Și v-ați căsătorit cu, la primărie da, și da. la biserică ați făcut o loc la, la, religioase? Nu am făcut. Nu, cu religioasă nu am făcut. A fost doar cu civilă civilă. Pentru că eu, deci atunci când am căsătorit, aveam 18 ani. Trebuia să plec în armată. În vremea aceea se făcea armată. obligatorie, obligatoriu, da. da. Și mă gândeam, zic, trebuia să fii cununat. Ea a rămas și însărcinată un an mai târziu. Un an mai târziu și trebuia să fim cununați. Trebuia să fim cununați civil, legal, mi-am recunoscut copilul. A fost vreo diferență de uh, perspectivă religioasă între voi? În vremea aceea amândoi făceam parte din biserica ortodoxă. Eram ortodoxi. Dar de ce n-ați simțit nevoia să mergeți la biserică și să vă cununați și la biserică? Chiar sunt curios de lucrul ăsta. Ați nu zis, am rezolvat nu, nu asta. Deci atunci... n-ați avut un sfat din partea părinților sau nu, părinților nu, ei? Nu, sau... Nu, nu, nu recomandat atunci am nimic, da. a fost doar, uh, intenționat. E, în uh, zona voastră se mai căsătoreau tinerii pur și simplu, doar mergea fata la băiat și fără acte? Se da, întâmpla da, lucrul ăsta, da, 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 dar da. voi ați zis: măi, uite, ar trebui totuși să fim căsătoriți cu acte și să fie totul regul... Noi Am făcut unia civilă și intenționam să o facem și pe cea religioasă în Biserica Ortodoxă, adică să facem nuntă, nuntă cum spuneam da, noi, acum da, se spune așa, dar mai târziu. Dar lucrurile a luat o altă întorsătură în, în noastră, viața noastră. Dar, și n-am apucat să, să mai să avem mai loc <laughs> eveniment. Am înțeles. Uh, cum ai cerut-o? Ai mers la ea acasă? Că Asta era întrebarea. Sau ai dus-o într-un loc special? Uh... Nu, n-am la ea, acasă. la ea acasă. La ea acasă. Ai complotat cu prietenul tău cu fratele ei, cu prietenul Nu, 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 nu. Într-una din din seri, pentru că seara ne întâlneam, într-una din seri, când a ieșit la poartă, la țară, fiind a ieșit da. la poartă, da. A ieșit la poartă și am stat de vorbă cu ea și am mi am gândit și aș vrea să fii soția mea. Ești de acord? Ah. Și Ai stat în genunchi? Nu, 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 nu. chiar, chiar mi-aduc aminte așa. acum, era, era, un dud, eram sub un dud acolo, ea stă lângă, lângă școala, 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 în care noi învățasem, învățase. grădinița, școala și sub acel duc, cumva ne era rușine să ne vadă lumea împreună, seară fiind, eram sub un dud amândoi și atunci am cerut de căsătorie. Ea se aștepta la lucrul acesta. Așa cam așa ducea da, relația, da, 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 da. era se -se o relație serioasă. Se -a, se -a, se -a, uh, at eu îi spusesem că, și conștea foarte bine situația mea, îi spusese că cumva vreau să mă căsătoresc. Uh, îi spusem că înclin spre ea, uh, dar ea aștepta momentul când să, să o cer în căsătorie și, a, și acel moment uh, a venit. Pe ce dată v-ați cununat, mai știi? Uh, da, era în octombrie pe 18 octombrie. 18 octombrie, da. ce frumos. 18 octombrie, da. Atunci am și eu -o în căsătorie. Mai știi și... când te duceai la ea acasă? Care era semnalul? Când te duceai tu la poartele aia, ea, care era semnalul ca să știe că trebuie să iasă afară? Era cu fluirea, să fluiere. Ia, cum, Nu, poate. hai să facem exerciții, să aduce aminte de... să bag trei în să hai să vedem, mai știți mai fluier cu fluierea atunci? Să știi că eu sunt invidios pe tine pentru că eu n-am știut niciodată să fluier așa. N-am știut niciodată să fluier. Mai aveam prieteni care fluierau cu degetele, nu știu, le puneau și pe astea două în gură, fluierau așa foarte tare, Eu știu să fluier doar așa. Atât, altceva, altfel, n -n, nu n știu vreapt, să fie. n, -n, -n auzea așa. n, -n, da, n, -n da, nu trebuia n <gri> da, să se da, experimente. Da. Acum, tinerea generație cu da, telefonul, da, da, da. E, pe vremea da, aia erau da, semnale da, din astea codate. Sau mai trimiteam o verișoară de aici să, să o cheme, să spună că sunt la poartă. Mai mică. Mai mare. Mai mare, mare, Mai mare, da? Și spunea, te vezi că e Gabi la poartă, te așteaptă, da. Frumos. frumoasă perioadă. Și tu ai luat-o pe ea, v-ați căsătorit, a stat în casa voastră, unde ai crescut tu. În casa da, părintească. În casa asta, a, părintească. Era o casă mare, chiar m-am tot gândit să te întreb lucrul ăsta. Sau era o cămăruță și, nu știu, o bucătărie? Deci, în vremea aceea, casele se făceau atunci. Aveam două dormitoare. Era unul în stânga, unul în dreapta. Pe, hol, pe, pe jumate era un hol, care holul acela îl foloseam ca și bucătărie. Holul avea cam vreo 3 metri, 2 metri jumate să zic eu așa, 2 metri jumate era holul. Uh, astăzi este un dressing. Acelor, da, bine, asta e schimbat a, a, mult. A, Dar da. ziceam așa de simplitatea din momentul ăla. Da. Așa, de acolo ați început voi. De acolo, de acolo. Și tu pecat. cum îți câștigai existența? Ce făceai? Deci am terminat profesional, Așa, dar. Cum ai adus banii acasă? Că na, da? De acum da, da, erai bărbat. Am terminat Dar nu mi s-a oferit atunci un loc de muncă. În, în urma. Uh, uh, da, absolut da, da, și atunci a fost nevoie să merg să lucrez în construcții o perioadă am lucrat în construcții ca necalificat, mergeam pe șantier și ajutam acolo la un da. fier, la o scălă un, 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 da, da, un băiat bun la toate da, 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 bun, da, da. și mai târziu ai început să înveți o meserie? de da. asta așa foarte practică din care să câștigi niște bani? mai târziu puțin am început să învăț prelucrarea lemnului prin așchiere și atunci mi-am deschis un atelier. Un ce atelier. înseamnă? Zine concret, ce făceai? Uh, atunci, deci, eu cumpăram, cumpăram lemnul de tei, buștean, da? îl debitam acasă, aveam un multe se numea Banzic, se numește Banzic, care debitam lemnul respectiv, după care îl prelucram. Acolo făceam sucitoarele care să se facă plăcinta cu ele. Da, adică, coca, da? un, tins coca, o carca, așa. Cele care zdrobeau usturoiul. Usturoi, da, pisătoare sau cum se numește. Piulițele lumea noi, A, așa, așa, mă, mă rog, nu cum în funcție așa, de zonă, Făceam niște cuiere care le punea, era un cuire care se închidea, după aceea se, aha. se închideau așa, cel pentru făcut mămălica, liga făcălețul, aha. făcălețul care era aia. Deci, lopățelele pentru, pentru tigaia pe de teflon, Aha. care se întorc cu ele, furculițele, care astăzi le folosim. Asta din ele, ok. Asta din și Dar pe astea le da, da. ai făcut un mic atelier acasă și te-ai apucat să faci da, da, treaba da, asta. Da, prelucram asta și după aceea uh, erau persoanele de la noi din, din comună, care veneau, le cumpărau și mergeau cu ele în București și... A, și... Tu doar le făceai. Le, făciai, da, le da. vindeai la un anumit preț către oamenii da, ăștia, da. iar ei se duceau și să le vândă mai ei departe. Ei le cumpărau la o preț de anglo, după aceea le vindeau în că după venit un moment dat, la tine acasă cineva din sat și a zis: Măi, uite, Gabi, cumpăr asta de la tine, dar aș vrea să-ți dau locul meu, să mergi să vinzi. Da, 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 da. Eu am un loc bun și știu că ai copii acasă, dar mai știu un lucru: că omul ăsta a venit la tine acasă și te-a văzut ce mâncai cu copiii de da. înainte să-ți propună lucrul ăsta. Cred că ce, ce, ce spunem acum este. Mai recent să spun așa, uh, au mai fost niște evenimente rog, în viața mea. Poate că-mi scapă. Care, Sigur, care, îmi scapă. Care, care vă scapă, da. Așa. Deci, după ce ne-am căsătorit, după ce m-am căsătorit cu soția, uh, a venit primul copil, care e Claudiu, care astăzi are 28 de e, ani. Bărbatul, da, da, E și el căsătorit e, la rândul e, e lui. Nu? A, da. E și bunic tu din câte știu Da, 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 da. da, da. Avem și o nepoțică chiar acum de curând, a făcut 3 ani. Mulți înainte. Da, mulțumim mult. Așa. Și a venit Claudiu uh, trei ani mai târziu avea să, vi să, să vină și Andreea, a doua, al doilea copil. Uh, tu ai, voi aveți trei copii, trei copii, știu, copii, da? Trei copii. Două fete și un băiat. Două Primul și un băiat, băiat și celelalte fete. fete. așa Și lucrurile, să spun să spun așa, că mergeau bine. Uh, am reușit din uh, economiile pe care le strânsese, uh, dar nu din... Uh, prelucrarea lemnului. Din construcții, în ce munceam, după ce am angajat, lucram la un magazin alimentar ca, ca vânzător, era un magazin cu alimentare și nealimentare, uhum. în care eu ream acolo și vindeam. Din anumite economii am reușit să ne cumpărăm și o mașină o mașină. A, tu vrei să povestești de momentul ăla al schimbării, da, și mm. momentul în care ți s-a dat cumva viața voastră a peste așa, cap. Acolo, de a de așa, acolo. Așa, hai să ajungem da, acolo corect. Acest se întâmpla în anul 2001. Chiar în 2001 mi-am cumpărat a, am dobândit permisul de conducere în luna martie, pe 8 martie, Ți-minte, da, 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 da și odată da. Da, de rezonat, ai fost să i faci un cadou danei, nu? De... <laughs> da, da. da, da. <laughs> ce zis, am, uite, am venit cu permisul am, acasă. am, cumpărat, am, am, am dobândit acest permis de conducere. Ne-am cumpărat, ne cumpărat mașina. Era Mai, ții minte ce mașină aveai? O Dacia 1310 10. Mhm. O era în de fabricație 1996, noi eram în 2001, mașina avea 5 ani. Mașină bună, da. Era în vremea aceea cu duceneu, era mașină bună, băga căldură. <laughs> da, 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 da. da, da. <laughs> nu erau ca cele alte. Bună, da, 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 da. A Așa. Și lucrurile mergeau, mergeau bine. Ieram. Dar voi hai, înainte să ajungem la asta, te ca să spun mai departe. Uh, relația voastră cu Dumnezeu cum era? Și în cadrul familiei era o relație bună? În cadrul familiei vă gândeați vreun pic la Dumnezeu sau, na, financiar vorbind, lucrurile mergeau bine? reușiți să răți și voi să faceți niște pași importanți pentru Viața voastră profesională financiară. Ce s-a întâmplat, financiar. întâmplat în viața mea înainte de a mă căsători, adică experiențe pe care le-am avut cu Dumnezeu, nu l-am părăsit pe Dumnezeu. Nu am stat undeva acolo într-un cult și doar când aveam anumite nevoi să apelez la el. Nu. Mai mult să zic așa, eu înclinam spre relația cu Dumnezeu. Soția, nu so prea... so soția era undeva, undeva acolo, dar am respectat deciziile. Bun, și revenim la momentul ăla. Ai luat mașina, erai bucuros de mă, toate lucrurile astea și la un moment dat știu că ai trebuit să duci pe cineva la spital. Da. Atunci, în anul 2001, trebuia să duc pe un unchi al meu care a avusese un accident acasă, a încercat să... Pe, pe unchiul pe fratele tatălui meu, cel care mă sprijinise, pe cel care, nea Traian. Pe nea traian. A, așa. Așa, care, care, mă ajutase, care, așa. care -a la a Cumva erai, ai simțit că e, e o parte din... Cu, 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 ca, și tatăl meu. Da, da, să-l da, -a, da? a avut un accident acasă, a încercat să, să taie un butoi cu flexul ceva atunci, a, a avut o explozie ceva și i-a sărit capacul de la butoi în picior ceva, în tibia ah. piciorului și atunci A trebuit să-l duci la, la spital. L-am okay. urcat în mașină, L-am dus la spital atunci, dar nu atunci s-a întâmplat accidentul. L-am dus la spital, l-a preluat salvarea, mă rog, uh, și era ocazii în care, mai, la care el. mai mergeam la el. El fusese externat și a trebuit să meargă din nou pentru o reinternare. Uh, am mers împreună cu o verișoară de -a mea să îi ducem la spital pe soția lui pentru că avea nevoie de îngrijituri. Am mers acolo, l-am lăsat pe el la Floreasca, la spital, și eu cu verișoarea mea am plecat spre casă. Țin minte, era 10 septembrie 2001. Deci n-am cum să, să uit... Da, data da, respectivă. Da, da. Așa, ploua? Începuse să plouă afară, era ceasul 10.30, 10.30, cam așa ceva, 11 fără 20, 10.34, cam așa, și plecasem din București și veneam spre casă, spre Nicules, spre Periș pe DN1. Și acolo s-a produs un accident? Acolo, pe DN1... Erau treci de pietoni până în pudul uh, otopeni, până să uși pudul otopeni. Erau de fapt 20 de pietoni atunci, dar acum s-au desfințat, nu mai sunt. Acum s-a făcut acolo Pasarele, un... Pasarele, mă rog. da, sau E un mol ceva pe acolo, ah, nu înțeles. mai știu ceva acolo. Okay. Da? Uh, nu, nu, un mol, e o benzinerie benzinerie așa, o benzinerie acolo. În momentul acela uh, se angajase niște pietoni în traversarea străzii uh, și eu am frânat, am frânat brusc atunci fiind afară o șoseaua udă, având o daci în vremea aceea care nu avea ABS mm. cum au mașină de ziua de astăzi, nu mi-au frânat toate roțile egal. Trei roți a ținut mai mult, una mai puțin și atunci m-a tras după banda a doua, mergeam pe banda a doua, pe banda a întâi. Pe banda a întâi era parapet. Am încercat să, să vis să intru în parapet și încercam să redresez mașina. Am luat volanul înapoi stânga. Uh fac o paranteză, nu aveam experiență atât de mare. Aveam Dar dat, era la început. De șapte luni de zile aveam permis. Luasem în martie, în septembrie, făcusem accidentul. Bun, și s-a întâmplat un carambol. Da, da, da. Am, după banda întâi am intrat pe banda 2 și atunci o mașină mai mare de armată ceva, e o unitate de armată ceva acolo, m-a lovit în fața mașinii, m-a întors cumva așa, iar din, dinspre ploiești așa, a venit o altă mașină și m-a lovit în partea dreaptă. În partea dreaptă fiind verișoara mea. În momentul când vedeam că nu mai pot redresa mașina și că mă lovesc cu acea mașină, în mintea mea spuneam, zic că fac, o să fac accident. Fracțiune de secundă. Da, fac accident, dar fac cu o mașină mare, nu fac și eu cu una mică. În urma impactului pe care l-am avut, am rămas inconștient. Am rămas inconștient și nu mai ce s-a întâmplat cu mine, dar în urma închetei pe care a avut o mi-am dat seama că alte mașini au mai fost implicate în accident, de vină fiind eu. A venit dinspre ploiești o altă mașină care a intrat în mine în partea dreaptă, așa cum vă spuneam, o altă mașină a fost lovită. După câteva, nu știu să zic, secunde, minute, nu știu a trecut, m-am trezit din inconștiență. Mașina era tot cu fața spre noi, deci spre perești dar în schimb erau foarte multe mașini oprite situația era oprită coloana de mașini și din, din, spre Ploiești, din spre București când m-am trezit primul lucru care a fost să-l fac, a fost să pur mâna pe față să văd dacă sunt lovit la față a fost că nu și s-a ridicat o întrebare, Doamne de ce? Uh -huh. Da, Tu ce ai avut? Ai avut uh, fracturi? Atunci am avut o fractură de, de, bazin. de bazin, pentru că după dialogul pe care l-am avut cu Dumnezeu și l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce mi s-a întâmplat mie lucrul acesta, Dumnezeu mi-a și răspuns atunci pe loc. Ah, ok. Asta era dialogul pe care l aveai cu Dumnezeu exact în, în, momentul în, în mașină. Când te trezit. De deci okay. eram în mașină? După, după ce m-am trezit din în conștiință l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce? Uh, Dumnezeu îmi spune, zice, mi-a răspuns cândva, în, a fost un scurt dialog, cineva a vrut să-ți viața, iar eu ți-am salvat-o. Uh -huh. Așa, fracțiune de, de, de secunde, de da. Atunci am încercat. Am, am trezit pe oamenii de lângă mine. Zic că. Ce vârstă aveai, Gabi? Atunci aveam 27 de ani. 27 de ani. Da. 10 ani mai puțin decât părinții tăi care morese Ca... la 30. M-am gândit la asta. La un moment dat îmi era, îmi era teamă ca la vârsta de, de 37 de să nu mă Ai și... trăit cu asta, nu? Da, am trăit cu treaba aceasta. Iartă-mă, nu prea întreb eu lucrul ăsta, dar o voi face cu tine, îmi permit, suntem deja prieteni. Ce vârstă ai acum? 48. 48, mulți înainte. Mulțumesc mult. Deci Mulțumesc. ai trecut, trecut uh, pragul de 37, ai trecut și pragul de 47. <laughs> da, da, da. da. <laughs> uh, și atunci când m-am, în scurtul dialog care l-am făcut Dumnezeu, am trăit, am trăit sub verișoara mea care era lângă mine, care și anul urma impactului a rămas inconștientă, fiind mai dură, pentru, pentru că a intrat în dreapta partea, în, par, în partea ei, da, accidentul s-a rupt scaunul scaunul s-a rupt, a sărit scaunul de pe șine de acolo și a venit în bazinul meu, mi-a făcut fractură de bazin oh. fractură de bazin și coaste, coaste rupte nu știam atunci am încercat să deschid ușa, am deschis portiera sportiera din, din stânga de la mașină am scos piciorul stâng din mașină, am încercat să-l trag și pe, și pe drept, dreptul, dar nu ai putut. Și am rămas cu mâna stângă pe, pe mașină și cu una pe plafon. Și atunci m au văzut m -am văzut un băiat care lucra în zonă, de la mine, care mă cunoștea, și a venit și m-a scos din mașină. M-a scos mm. din mașină pe verișoara mea. A venit ambulanța, probabil, între timp și... Între timp a venit ambulanța, dar până să vină ambulanța, a oprit un domn, văzând că noi nu avem răni externe, nu eram mutate de sânge, a oprit un domn binevoitor cu mașina, ne-a suit în mașina dumnealui și ne-a dus la spital. La spital, okay. Ambulanța a venit și a luat pe ceilalți care intrase practic în care, mine, uh -huh. care aveau răni, răni externe, dar de vină fiind eu, nu erau oameni de vină. Da, da, da. Uh, Țin minte că în mașina respectivă, era un domn care împrumutase o mașină de la vecină. Vrea să vină cu fica lui la spitalul la București. Fata lui avea leucemie. Și atât de vinovat, aveam un sentiment de vinovăție față de el, pentru că eu am provocat accidentul și îmi spunea, uite, am împrumutat mașina de la o vecină, nu era mașina mea. Luasem la ocazie alte persoane să facă rost de bani să scoată mașina și s-a putut acel accident cum a condus Dumnezeu lucrurile, nu știu cum la spital fiind ne-a pus pe amândoi în același salon oh. eu eram într-o parte el era într-o parte uh, îmi era și rușine să întorc capul spre el mai târziu aveam să aflu că fica lui decedase, dar nu din urma accidentului, nu, nu, nu. În urma bolii. În urma bolii care avea leucimida. da. Atunci am cumpărat o altă mașină, am despăgubit omul pentru că și omul i-a nevoit. te ai răscumpărat cumva greșeală. Da, vina pe care ai avut-o. spune te rog, a murit cineva în urma accidentului? Nu au fost victime, doar pagube materiale. Pagube materiale, da, da. Și ți-ai ți răscumpărat ce a avut, mă rog, asigurarea și toate lucrurile s-au rezolvat ă, și cu ancheta poliției da, și cu toate... A durat, a durat ceva timp, a durat timp de șase de ani de zile. Toată, a, toat, tot toată procesul și toată ancheta. An da, perioada în care eu... A, Ai mai putut conduce? Am avut permisul de, de condus, a fost reținut. Atunci când a reținut, mi a reținut pentru 30 de zile. Mi-a dat dovadă. A zis, uite, îți dau o dovadă cu care poți circula și vii la 30 de zile și... Se renoiește până se termină încheta. N-am mai vrut. N-am mai, vrut. N-am mai vrut să mai conduc. Zic, nu mai pot. Nici nu mai avea mașină. Mașina care eu... Era da. Deci atunci nu mai știu cu câți bani o cumpărase. Îmi parcă cu 1300 și ceva de dolari, că erau dolari atunci și o am vândut o pusă de euro. La fier vechi. La fier vechi. Și ți-ai luat o vacă. Da. da, da, da <laughs> Vezi că da, mai știu și da, eu niște da, informații. Da, da. Da. Și, și de, de atunci nu s-a Și n-ai mai, mai condus o perioadă -am lungă de timp. Nu, nu, nu. Când te-ai întors la volan? Păi... Cam la ce distanță? După 5-6 ani. După Când, Deci, dar în perioada aceasta... Am avut frumoase experiențe cu Dumnezeu. Dar să terminăm asta. Totuși, ai reușit să te reîntorci la volan și să. Mi-am redobândit permisul, dar și atunci a fost o intervenție providențială. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit. Cum a intervenit? Nu l-aș fi avut. Cum l a intervenit? O să ne întoarcem și la partea de spital, că e foarte important. Deci, ai stat acolo să te recuperezi, dar cum a fost cu permisul? Deci, în perioada aceasta. Tot ieri am citat la poliție, la audicitări, la accidente, mergeam a declarat și așa mai departe. Una dintre persoanele care a fost în mașină a depus plângere împotriva mea. A depus plângere împotriva mea, celelalte și-au retras plângele pentru le-am despăgubit, cealaltă nu a fost mulțumită ce vroiam să o despăgubesc și a zis nu, voi merge mai departe în instanță. Suma de bani pe care mi cerut ceruse doamna atunci era foarte mare, era mult peste așteptările mele și peste puterile mele din punct de vedere financiar în vremea aceea. Și atunci s-a lungit, să zic așa, perioada aceasta de 5-6 ani de zile cu dosarul. Am fost citat în care a venit un domn procuror atunci și mi-a spus: că Eu vedeam că înaintea mea intrau la dânsul în birou uh, câte două persoane. Când am intrat și eu, am intrat singur. Dumnealui mă întreabă unde ți este apărătorul. Avocatul. Avocatul. Și zic, ce apărător? Nu mi-am dat seama. Zic, cum tu nu ai avocat? N-am domnule avocat, nu. Zic, că eu sunt un simplu, zic, că nu-mi permis să îmi pun un avocat. Zic, de ce a durat atât de mult acest proces, Dosar, proces? Dosar. Și am zis, ori de câte ore a fost, am fost citat, eu am venit aici, dumnealui îmi spunea, a, cumva, poliția nu și-a făcut treaba, nu, Dumnezeu și-a făcut a persoana care a depus plângere împotriva mea, s-a mutat în altă țară, nu a fost de găsit, am fost o cauș și eu nu am găsit-o. Și a spus, ai două săptămâni de zile la dispoziție să te împeci cu persoana care a depus plângere împotriva ta. Dacă nu, vei merge în instanță. Zic, domne, zic că voi merge în instanță, eu nu am cum să o pentru că sunt mult peste puterele mele din punct de vedere financiar. Zic că instanța să decidă cum este mai bine. După două zile așteptam să fiu citat, să vin meargă să în instanță. După două săptămâni zile primesc un telefon de la domnul care se ocupa de la poliție, care se ocupă de, de dosar. dosar, da. Și îmi spune uh, Gabi că mă am cu dumnealui zice, dosarul tău s-a clasat. Nu știam ce înseamnă. Nu vă înțeleg ce s-a întâmplat. Zice, a trecut prea mult și s-a soluționat. S-a clasat, zice, în scurt timp, vei primi acasă o decizie și niște cheltuieli de judecată. Vei plăti cheltuieli de judecată cu chitanța de la care ai plătit cheltuieli de judecată și cu decizia, vii și îți da permisul înapoi. Nu venea să cred. Nu venea să cred. Tu între timp ai cunoscut, e mai profundă Dumnezeu. A, între timp a avut loc și convertirea mea. Între timp a avut convertirea mea. Spuneați că vreți să venim cumva la partea de spital. Da, pentru că acolo este momentul ăla în care tu ți-ai pus semne de întrebare mari cu privire la viitorul tău, la viața ta. Te-ai sculat într-o seară în capul oaselor, deși n-aveai voie să faci asta. Nu era la spital. Erai deja acasă. Eram deja acasă. La spital am stat internat 9 luni de zile după care am fost, nu mă scuzați, nu, 9 zile, am stat doar 9 zile internat, după care am, am fost externat și perioada de refacere a mea era de 2 luni de zile. Medicul ortoped îmi spunea atunci, era mai plinus decât sunt acum, la carte spune că ar trebui să stai 6 săptămâni. Nu, noi o să stăm 8 săptămâni ca refacerea ta să fie definitivă. Știu că a fost acolo la 2 mm distanță dacă se întâmpla mai mult de da, atât da. deplasarea șordului. Era nevoie de, de, operație. de operație. Deci Dumnezeu a intervenit la timp. În perioada când eram în spital a venit un unchi al soției la mine în vizită la spital și mi-a spus, mă Gabi, la cum arată mașina ta tu trebuie să, să faci ceva. Și el a folosit chiar așa cuvântul tu trebuie să te pocăiești. Unchiul fiind pocăit? Nu. Nu era, nu era pucăit, nu era pucăit. Tu trebuie să te pocăiești pentru că a avut loc o minune. Eu nu mai știam cum arată mașina mea. Dar verișoara care era în mașină a trecut și ea cu bine. A trecut spune. cu bine. Nu a trecut cu bine, este în viață Nu, a rămas ea, ea a rămas și acum cu anumite dureri, cu o sensibilitate cu o Sensibilitate, probabil. da, da, da. Așa, revenind. Și te-ai gândit la treaba asta cu relația cu Dumnezeu? am, am, am venit acasă, am venit acasă am fost externat. În perioada aceasta a venit un văr al meu, care el făcea parte din Biserica Adventistă. A venit la mine în vizită, auzind tragedia prin care am trecut. Și atunci mi-a citit din Biblie Psalmul 30, unde acolo citesc și îți spun din memorie, unde spune, te laud, Doamne, că m mai ridicat la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Tu mi-ai desfăcut sacul cu jale și m-ai încis cu bucurie pentru ca inima mea să scânte, să nu stea mută. Uh, am încercat atunci să înțeleg acest psalm. Nu înțelegeam atât de bine. A plecat el, l-am recitit, l-am citit încă o dată. Aveai Biblie. Aveam Biblie, da? O Biblie de la socrii care făceau parte din Biserica între Adventistă. Între timp ei se convertiseră de la nunta voastră și până în momentul da, ăsta. Da, da. da că da. povesteam că da. ei ortodoxi. Nu da, e. Da, fuseseră ortodoxi da, și între timp da, ei s-au convertit da, da, da. cunoscând adevărul biblic și mergând spre Biserica Adventistă. Adventistă. Mi-am făcut două o Biblie uh, Biblie care de, era cel mai bun subnifer pentru mine o tindu, în, da, în, de, în momentele alea. Cum o citeam, cum, cum adormeam. Uh, dar în nu, în momentele, nu în momentele după accident, înainte de accident înainte de accident, ok după ce, după ce am făcut accidentul uh, altfel mă raportam la Biblie și la Dumnezeu, pentru că am conștientizat faptul că dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în viața mea n-aș fi fost în viață stăteam și mă gândeam, zic uh, copiii mei ar fi putut crește, aveam doi copii atunci uh, pe Claudiu și pe Andreea uh, copiii mei ar fi putut crește fără, fără tată, așa cum am crescut și eu și am încercat să să mă apropii din ce în ce mai mult de Dumnezeu drept recunoștință pentru intervenția pe care a făcut-o el în viața mea. Te-ai ridicat în capul într-o noapte? Într-una din serie într-una din serie m-am trezit m-am trezit și dormeam, aveam un, cum era atunci, dormeam erau, aveam două paturi într-o cameră dormeam eu cu cu fata, cu Andreea care era mai mică și dormea soția cu Claudiu și priveam în stânga, priveam în dreapta și atât de bucuros eram pentru că îmi pot vede familia. Și atunci m-am ridicat, ceea ce nu aveam voie să fac, m-am ridicat și am strigat susția, am strigat-o pe Dana. Ea speriată, crezând că am nevoie să merg la toaletă, că am nevoie de apă și mă întreabă ce ai făcut, ce probleme ai și i-am spus nu vreau nimic, vreau doar să vii lângă mine. Am pus-o lângă mine pe pat și i-am spus, uite, conștientizez faptul că dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în viața mea, eu astăzi n-aș fi fost în viață. Și eu vreau să îmi predau viața lui Dumnezeu. Vreau să îl urmez și tot restul vieții pe care îl voi avea de acum încolo, să îl petrească Dumnezeu. Atunci aveam 27 de ani, așa cum v-am spus. Atunci soția îmi spune... Dacă tu faci această alegere, sunt dispusă să îți respect alegerea, să te urmez și împreună să îți pe Dumnezeu. Și când v-ați botezat voi în Biserica Adventistă? În 2002. Un an mai târziu. Un an mai târziu. În 2002 avea la mine în biserică loc Galileanul. Ținut de fratele Lucian Cristescu. Pastorul Lucian Cristescu, pa pe care l-am avut aici la podcast la un moment dat. Da, da, da. da. Dumnealui a ținut Galilean la noi în biserică și atunci o a fost. O serie de conferințe biblice. Co da, așa, așa, pentru cei care poate nu sunt familiarizați așa. Și atunci a întărit mai mult, mai mult decizia, decizia noastră de, de a lua pe cineva boteza, ce pastor va botezat? Nițu Manuel. Nu un... Manuel nici astăzi e trecut la o dignă nu, nu mai. Nu mai dar a rămas acolo ca este, un pastor este, este, de referință. Este, este, este noastră, da. Spune Gabi, după momentul ăsta am amintit eu de o chestiune care mi se pare foarte, foarte tare și foarte interesantă. Că a venit cineva la tine Așa. și ți a zis, uite Gabi, da, ai un dar special, uite ce ai făcut tu, ce Așa. poate să iasă de mâinile tale, eu aș vrea să te ajut și să mergi să vinzi tot ceea ce produci tu într-un loc pe care în care eu am vândut, dar ți-l las ție, eu plec în altă parte. Da. da. a venit în urma unei vizite la tine acasă? <hângă> Venise să-l ajut cu ceva. Venise să-l ajut, îl cheamă fratele Vasile, Vasile Stroie. Este e, un frate de credință și el, credință. Da, noi zicem frate de credință pentru că avem același tată așa pe așa Dumnezeul, Dumnezeul Dumnezeu. nostru. Da. El este în biserica, și acum trăiește și amândoi ne câștigam, să zic așa, existența cu aceeași meserie și el presta acelea servicii. Și a venit la mine să îl ajut să îi ascut o pânză cu care se depiteze lemn de pentru banzic. Și a venit în prima zi, treceam printr-o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar, a venit în prima zi la mine și mâncam atunci ceai cu, cu margarină cu linco, era un linco, pun nu știu cum dacă astăzi mai este. îmi da, 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 și era atunci când m-a văzut ce mănânc, n-a zis nimic cum, a zis e dimineață, face parte din de micului dejun. Am mâncat cu copii împreună cu Dana, cu soția, i-am ascuțit pânza, a doua zi a venit din nou să îl ajut pentru același lucru. Mâncam aceleași, același, același, meniu. Același, menu. același menu. aveam să zic așa, și-a luat inima din și m-a băgat în atelier la mine și mi-a spus, mă, Gabi, uite, iartă, m-am venit ieri la tine, te-am văzut ce mâncai, azi mănânci la fel. De ce se întâmplă lucrurile astea? Și am spus, frate Vasile, nu am ce mânca. Trec printr-o perioadă grea din punct de vedere financiar și nu am ce mânca. Uite, eu încerc să lucrez aici acasă, dar nu mi-am vândut ce am convenționat eu aici, nu a venit oameni să cumpere, trecem printr-o perioadă grea. Și el mi-a spus, uite, eu vând undeva în București, era undeva la piața Matache în spatele palatul CFR-ului pe acolo era un loc al lui zice uite eu am acolo un loc unde eu îmi vând produsele mele de lemn de mâine tu o să mergi acolo și ăla o să fie locul tău eu am să merg să-mi caut un alt loc omul acesta din punct de vedere financiar nu stă bine dar este un om cu suflet mare a preferat să ia pâinea de la gura copilor săi să lase să aduc eu pâine la copiii mei și a zis, Gabi, tu de azi încolo vei vinde aici, iar eu o să mă duc în altă parte îmi era rușine să plec Vasile și mai cum îl cheamă cu omul eu vreau Stro Stro neapărat să-l cunosc pe omul ăsta Stroe Stău Vasile stăut aici cu lacrimi în ochi da. pentru că mi se pare extraordinar un astfel de gest și cred că sunt foarte rari oamenii ăștia foarte rari, este același și astăzi este același om solidar simte împreună cu cei nevoiași din puținul lui astăzi se pune el undeva pe locul 2 și bagă mâna în buzunar și scoate și ajută și a, timp de câți ani ai vândut acolo locului? Uh, vreau să mai spun ceva. Te rog. În prima zi îmi era oarecum jenă să merg acolo, nu cunoșteam zona. Și lazi zi, ne întâlnim la gar la Perici. Tu fă ceva, pregătești ceva marfă și ne întâlnim acolo la gard la Paris. Uh, Lasă mi cumva pe peronul gării cumva geanta mea cu produse din lemn undeva într-un colț și m-am dus mai altă parte că mi-a reușit să stau lângă geantă. Mm -hmm. El a venit și m-a văzut unde este, este geanta, uite-o aici a mers cu el, a mers cu mine în locul acela, m-a lăsat la un moment dat într-un loc, a luat marfa mea, s-a dus, a vândut-o, cum o vindea el, avea cunoștințe pe la birou, pe undeva, pe acolo, pe unde le vindea, le-a vândut, după o jumătate de oră s-a întors cu 25 de lei, care era o sumă mare atunci, în vremea aceea, și mi-a pus în mână, Gabi, cumpără mâncare, du-te acasă la copii și de azi încolo ăsta este locul tău, iar locul meu va fi în altă parte, o să mă în cap în altă parte timp de trei ani și ceva de zile, patru ani zile, cred că am stat pe acolo, prin, prin zona pe acolo. Și Nea Vasile un și-a găsit în altă parte? Și-a găsit în altă parte, ar... parte, este mult binecuvântat de Dumnezeu. El, astăzi el vinde pe la Palatul Parlamentului, pe acolo, prin parc, pe acolo se duce, pe la grădina... Ce vârstă are nevoie? Cred că are în jur de vreo 60 ceva, poate chiar spre 70 de ani. Sănă... Sănătatea lui este din ce în ce mai șubredă. Uh, depunând acest efort fizic uh, zi de zi, stând de atelier și după aceea luând uh, produsele confecționate din lemn și mergând cu ele la piață sau să le vândă, uh, deja este din ce în ce mai șubredă. Le-ai ajutat și tu, Gabi, de rândul tău? Uh, da, 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 te, mă gândeam că cu ce pot să pot să-l ajut, dar a fost o ocazie, anul trecut, dacă nu mă înșel, i s-a stricat unul dintre motoarele cu care el lucra, care, la utilaje care le punea și l-am văzut că era supărat se gândea ce n-am un motor și i-am spus, frate Vasile, eu am motoarele care le eu lucram, care nu le-am desfințat, vin să-ți dau, spune când mă costă, nu te costă nimic. M-am dus și am dus acel motor. Nu, no, vreau să dau banii pe el, nu se poate, nu iați aici și fă treaba cu el. Chiar dacă aș fi vrut să îl ajut cu ceva din punct de vedere material, este un om care nu primește. Nu, Gabi, te-am ajutat, așa am simțit. Dar el, eu am luat ca și ajutor din partea lui, dar el nu consideră că m-a ajutat. nu. <laughs> Face parte din natura din felul lui, din lui, lui, de a Extraordinar. Fi. Da. Extraordinar. Omenia încă mai există pe pământul ăsta. Da, încă mai el, pământul el face parte de din, din categoria acestor oameni. Acestor oameni altruiști. Acestor oameni care simte împreună cu cel nevoie. Gabi, tu, de la, o să zic așa, nu știu, un lingurar sau nu știu cum da, se numește, da? da. Ai, ai fost acolo pe prin Bucureștiul ăsta. Ai vândut. Ai reușit să-ți întreții familia. Cum te-a binecuvântat Dumnezeu din punct de vedere financiar, Gabi? Ce faci tu în momentul ăsta? Perioada prin care am trecut, de care vă spuneam, nu a fost una deloc ușoară. A fost una foarte grea, dar acolo am încercat să învăț buna administrare a banilor, să zic așa. Și eram conștient de faptul că fiecare bani pe care le primeam era din partea la Dumnezeu, iar mă simțeam responsabil față de el. Și am încercat din puținul pe care îl câștigam să fac și anumite economii. La un moment dat, în anul 2010, ne-am deschis un magazin alimentar. La noi acasă, la mine acasă. Înainte de magazinul alimentar, m-am ocupat cu vânzarea legumelor și fructelor la mine în comună. La mine în comună, pentru că, așa cum spuneai, cu banii care am vândut mașina care a făcut accidentul. Mi-a luat o văcuță. a fost nevoit să-mi cumpăr și un cal și o căruță pentru a aduce fân și iarbă la... Să -o, 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 o hrănești. Da, da. așa. Uh, Îmi cumpărasem o mașină, o Daci 1300 veche, eu nu conduceam, aveam șofer și mergeam, mergeam, dimineața și cumpăram de la legume și fructe, de la Angro, cumpăram legume și fructe și veneam cu ele acasă, le puneam în căruța pe care le aveam, pe care o aveam de, a, a duce fân la animale, le puneam în căruță și mergeam cu ele prin comunele vecine. Ca să vinzi să asta am făcut un în jur de 3 ani de zile, cred, 2 ani, trei ani de zile, după care mi-am deschis un magazin alimentar în 2010. În 2010 am făcut un magazin alimentar, în 2012 mi-am deschis și un depozit de material de construcții. Gabi, în toată perioada asta, Dumnezeu te-a binecuvântat. După ce tu câștigi un ban, ce faci cu primii bani pe care îi câștigi? Păi ai, ai tras linie, ai zis, uite, ăștia sunt bani pe care Dumnezeu mi-a dat, puțin, mulți, ce faci cu ei? Te duci să cumperi haine, te duci să, nu știu, îi dai la copii, le spui, uite, duceți-vă și, nu știu, satisfaceți -vă, satisfaceți vă voi nevoile sau îi dai Danei și zici, Dana, ea îi administrează, îi bucură de ei. Care este primul gest pe care îl faci tu când vine vorba de bani? Așa cum vă spuneam mai înainte, Mă simt responsabil de fiecare bani pe care Dumnezeu mildă, de fiecare binecuvântare pe care Dumnezeu o revarsă asupra mea. Uh, cu banii pe care, pe care îi avem, fie pentru nevoile uh, familiei, pentru întreținere, uh, o parte din bani, o parte din bani nu știu dacă pot spune acum, dacă este... Uh, merge la biserică. spune cum să nu, că de asta suntem aici, adică, suntem uh, mai autentic, nu suntem me merge, merge toată... la biserică, nu știu câți dintre ascultătorii dumneavoastră știu despre darea zecimii, a zecea parte. Adică tu dai 10%, din 10 din banii, pe care... Din profitul pe care... Spre la, biserică. Spre biserică, da. Care acești bani știu că merg la... Uh, care ajută pentru răspândirea Evangheliei. Ca, Gabi, da, bun, înțeleg, dacă câștigai la început greu, nu ți era na, te duceai acolo un frig, în iarnă, vară, căldură și ziceai, măi, eu mă duc să muncesc pentru asta și tu veneai acasă și să zicem câștigai într-o lună de zile nu știu, Dăm o sumă, da. 10 da. milioane, cum era pe vremea. Da. Aia. Și ziceai, nu un milion, eu îi dau la biserică? Indiferent da. ce o fi? Indiferent de ce. Tu vorbești serios? Și cum mă gândesc, mă gândesc la faptul că. Deci din adică, rupeai de la gura copiilor tăi și ziceai, uite, eu dau întâi bani acolo și. Din 10 din părți, deci din, din acei 10 milioane, cum spuneați dumneavoastră, din acei 10 milioane, Dumnezeu nu-mi cere jumate jumătate să înceară 9 părți el și eu una el îmi cere doar una. Și eu sunt conștient de faptul că dacă el n-ar fi fost, eu nu, -am, nu i-am aș fi avut pe ceilalți. Dumnezeu nu-mi cere ceva din ceea ce nu mi-a dat. Îmi cere ceva din ceea ce am. Și acest ceva care el îl cere nu este cumva obligatoriu, nu este cumva impus. Este o dovadă de recunoștința mea față de el. Este o mulțumire. Nimeni nu vine să mi facă socotea să-mi facă calcule câți bani câștig astăzi. Nu. Este relația mea cu Dumnezeu. Cum mă raportez eu la Dumnezeu? Te-a întrebat vreodată cineva, măi, Gabi, nu tu... a întrebat nimeni. Nu. Ai nu, nu, de dat, nu, este, este, doar relația mea cu Dumnezeu. Și nu ți-a părut greu? Bun, hai să zicem, atunci câștigai 10 milioane. Între timp, cu afacerile pe care le-ai făcut, cu binecuvântarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu, să zicem, dăm o sumă, bă, da, simbolică, a, ai câștigat cum vine, 100 de milioane, da? 10 da. milioane, ai zis, mă, uite acum... Da, da. Și ai zis, dau da. 10 milioane la biserică? Când eram mic... Nu e mult? Nu, vreau să vă spun ceva. Când eram mic și părinții mei trăiau, îmi strângeam anumiti bani pe săptămână ca sâmbătă, duminica, să să cumpăr ceva dulce. Și în curs săptămânii, când strângeam acești bani, mergeam la părinții mei și îi spuneam, tată, Păstrează-mă acești bani până duminică să-mi cumpăr ceva dulce. Okay. Și tata mi strângea. Duminica mă duceam și ceream bani de la tata, dăm bani înapoi să-mi cumpăr ceva dulce. Astăzi, la Dumnezeu, așa mă raportez. Uh, îmi este frică că dacă eu țin banii, e posibil să-i pierd, să-i cheltui. Dar îi dau lui Dumnezeu, pentru că știu că acolo, lângă Dumnezeu, știe să-i administreze, știe să-i țin cel mai bine, să-i binecuvinteze Și atunci când am nevoie, fără să-i cer eu, Dumnezeu mi dă. Revenind concret, tu dai din dau. cât câștigi astăzi? Dai 10% dau către Dumnezeu. Uh, și și din... dai și din uh, salariul pe care îl ai tu? Dai și din profitul pe care îl are firma? Sau... Uh, uh, deci merg de la profitul firmei. Deci eu sunt angajat ca și ca administrator la, la firmă, da. Uh, și dau din deci eu acum țin evidența contabilă a ceva, țin evidența profitul care l-am avut și acolo mergem și dăm dăm zecime. de zecimea. De zecime pentru că uh, i se, se cuvine lui Dumnezeu. Uh, și mai dai și daruri, mai faci și alte bine, bine, binefaceri, bineînțeles, bine bine, bine bineînțeles. și zi, cu, tu cu ce mai rămâi? Nu, uh, nu ducem să nimic. Uh, tu vorbești un... serios? vorbesc serios. Spuneai la un moment dat că ai avut două camere și că acum o camera aia, sau holul cum era, acum este un dressing, adică am modificat casa. Am modificat casa. Am făcut uh, casă băiatului. Uh, nu duce nici să din punct de vedere material nimic. Și așa cum vă spuneam, avem uh, avem trei copii. Că între timp, în momentul în care noi l-am cunoscut pe Dumnezeu, a mai apărut a treia fetiță. Cum o cheamă? Că mi-a uh, zis Claudiu, Andreea, Andreea și Abigail. Abigail. I-a da. pus nume biblic. Biblic, da. Ea deja da, da. Îi spunem noi Abi. Da. Ea este mezina familiei, sau pot să spun că el și a fost acum are 19 e ani de este, da. este, 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 E este, la da. facultate, studiază? Uh, da, e la Cernica, este la Cernica, la o liceală, la, la Universitatea da, Adventus. Așa, așa, acolo face, a terminat și a, a, a fost la liceu la liceu la noi la Liceu Teologic Adventist, Adventist unde au fost, fost și copii și Claudiu și da. Andrei, da, da. Și da, au terminat da, da. acolo. Foarte fain. Andrei este căsătorită? Nu, nu, este? Nu, nu. Și a terminat și o facultate? A terminat facultate și a da? A terminat pe pedagogia primară și preșcolară Sprește. în învățământ. Acum lucrează, a profesat puțin în acest domeniu, acum lucrează la uh, un minister ceva, în scăpat cu Aici în București. Aici în București. În București, ah, da, înțeles da, frumos, da. ai copii realizați. Iar Claudiu no. e cu tine pe a, în afacere și nu, așa. Nu, nu, nu? E pe drumul lui? E pe drumul lui, e pe, e pe drumul lui. El lucrează la o companie de telefonie poate da, este stă bine. cu tine? Dar stă cu mine, da, stă, da. Cu tine. Da, Deci copiii stau cu mine acolo și da. La un moment dat ne-am atașat ca și familie. Suntem dependenți, să zic așa, un Păi <laughs> uite, ți-a dat Dumnezeu o familie binecuvântată, aia pe care în copilărie și adolescență doream, da. nu era. O familie care, să zic așa, depășește așteptările mele. Adică familie pe, pentru care m-am rugat și Dumnezeu mi-a dat-o. Foarte fain. Gabi, tu ești un om de afaceri, pot să zic în momentul ăsta, da? Asta este drumul pe care ți l-a adus Dumnezeu. De la un copil sărac, orfan, Dumnezeu te-a binecuvântat în, într-un mod extraordinar. Da. Și cred că ești o mărturie și pentru consătenii pentru toți cei cu care interacționezi. Și cumva porți responsabilitatea asta, că nu se poate. Identitatea este aia pe care o, o știm, nu? Oamenii din sat îmi spun, mă Gabi, ce deștept ai fost și eu le spun, nu eu și le spun un verset biblic care se găsește în salmul 68 unde spune Dumnezeu este tatăl orfanului și apărătorul văduvei le-am spus, chiar dacă eu mi-am pierdut părinții, chiar dacă n-am mai avut tată, n-am mai avut mamă, Dumnezeu și-a îndreptat privirile spre mine în mod special Foarte, el m-a luat de mână, m-a binecuvântat m-a călăuzit și dacă sunt asta ceea ce sunt, sunt datorită lui laudă Domnului Amin. Uh, Gabi noi avem un dialog cu cel care este uh, aici invitat la autentic despre profesia lui, profesionalismul lui, da, și am câteva întrebări pentru tine. Spune-mi, te rog, uh, tu la uh, depozitul pe care l-ai, vinzi material de construcție? da. da. Uh, eu am să te întreb așa. Prima întrebare sună în felul următor, rubrica da sau nu, se numește: Lemnul de brad este bun la acoperiș? Da. Este singurul lemn pe care îl recomand pentru asta? Este bun pentru că este mai ușor decât celelalte lemne și nu ar trebui o greutate pusă prea mare pe, pe clădire este ușor și când se montează și când se lucrează cu el este, este ușor, este recomandat față de lemnul de fac sau celelalte lemne care sunt, care sunt mai grele. Este mai scump decât celelalte sau? Cred că este puțin mai scump, este puțin mai scump decât celelalte. Da. Îl găsești greu? Tu, ca să-l aduci la depozit? Avem anumiți furnizori, avem anumiți furnizori care ne livrează, ne livrează lemnul de, de chiresteau de plată. Tu, în momentul în care cineva face o comandă la tine, ai și posibilitatea de a transporta Sigur, sigur, da? avem transport. de avem eu... totul da, da, da. De da. Eu, mă, nu Și știu, dezvoltat încă, încă suntem, încă suntem pe domeniul așa de dezvoltare. Câți angajați ai, Gabi? Uh, N-am niciunul. Doar eu cu soția suntem soția rămâne mai mult la magazin pentru că de depozitul de material de construcție pe care îl avem pe lângă materialele grele să zic adică așa spune, cherestea, ciment și mai departe fier, avem și șuruburile, avem sanitare, avem electrice ea se ocupă la magazin mai mult iar eu sunt că cel care livrează am înțeles, da, tu da, da. mergi pe teren, pe teren. Da, te da, 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 documentezi, da, da, da. vezi ce este nevoie faci aprovizionare și vin întotdeauna cu Noutăți? întâmpinările nevoile oamenilor, oamenilor. Da. A doua întrebare zice așa Ai profit mai bun acum decât înainte de pandemie? S-au scumpit foarte mult materialele astea de Materiale s-au scumpit Ca și cantitate, aproape vindem cam aceleași materiale dar în schimb, intrările pe sume valorile sunt mai mari datorită prețurilor care la unele poate chiar s-au dublat. Unele prețurile la materie s-au dublat, deci ca și volum nu vinde mai mult, dar în schimb sumele de bani sunt mai mari decât înainte. Și există și profit mai mare sau nu neapărat? Profitul nu, nu, nu e neapărat mai mare, nu este mai mare, nu, este undeva același pentru că adaus comercial, fie că era înainte, fiindcă este acum, mergi pe același adaus comercial. Și ultima întrebare din uh, rubrica asta sună așa: oferi și consultanță pentru clienții care îți, pra îți calcă pragul magazinului? Chiar dacă nu sunt constructor de meserie, dar. Uh având uh, legătură cu foarte mulți constructori care vin să facă necesar de materiale, am încercat să am dobândit această experiență și atunci când oamenii vin cu necesar de materiale, chiar pot să le fac, să le fac un necesar de materiale, să zic așa, de la fundație până la un acoperiș. Ai făcut și bine, uh, Gabi? Mai dai oamenilor așa care te mai uiți la ei și vezi că mai poate au nevoie sau poate au trecut printr-un necaz? Uh, așa cum vă spuneam, conștientizând faptul că Dumnezeu m-a binecuvântat și că ceea ce am nu este al meu, este doar o binecuvântare pe care Dumnezeu mi-a dat-o și eu sunt administrator, încerc ca la rândul meu, așa cum Dumnezeu este o binecuvântare pentru mine, să fiu pentru cel nevoie. Și ori de câte ori aud situații, ori de câte ori apar situații neplăcute în unele familii, în unele cazuri, s-ar întâmpinarea lor într-o ocazie a luat casa fuc unui, unui consătean de acolo de la noi și omul era disperat. Am mers la el în seara, era pompieri în curte, am mers la el, l-am luat după gâl, l-am tras o parte, liniștește, calmează-te. După ce termină totul, fă-ți de materiale, mâine vii și îți dau materiale de construcții pentru facerea casei. Uh, nu i-am dat aceste materiale gratis, nu. I le-am dat și i-am spus să-mi dai banii atunci. când poți toți. Da. <laughs> Omul a fost de bună credință, a încercat să-mi dea banii cât mai repede, a reușit, a achitat. La scurt timp s-a întâmplat același lucru cu o altă Faltă persoană. Da. Același lucru l-am sunat și i-am spus, acelei persoane i-am dat materiale fără bani. O parte de materiale pentru a acoperiș pentru că acoperișul o arsese, i-am dat. și o parte și alta, important este să fie acolo. Adică, și într-un fel sau altul, important este să avem și inima bună față de cei din jurul nostru. V-am spus și încerc să conștientizez faptul. Și spune un verset biblic. Ce ar folosi unui om să câștigi toată lumea dacă își pierde sufletul? Ce frumos. A, Am să și m-am gândit la ce mi-ar folosi să strâng atât de multă bogăție pe acest pământ dacă eu nu simt în nevoie cu cel care are nevoie. Și încerc să întotdeauna să vin în întâmpinare nevoilor oamenilor. Ai făcut referire de multe ori la scriptură. Noi avem aici la Autentic o Biblie pe care am să-ți o pun în față. Tu ne spui pe de rost, ne citești, care este pericopa ta cel mai aproape de suflet. Biblia noastră este aici, aici în biblioteca noastră, mica bibliotecă pe care o avem la Autentic. Este un verset care îmi place foarte mult, se găsește în, în Ieremia în, în Ieremia capitolul 29 cu versetul 11, unde spune așa: Căci știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Uh, Aici când spune Domnul că știu gândurile pe care le am cu privire la voi, îmi place să, să cred că îmi vorbește personal. Gabi, eu știu gândurile pe care le am cu privire la tine. Eu am gânduri de pace și de norocire ca să-ți dau un viitor și o dește. Și încerc cumva ca aceste gânduri pe care Dumnezeu le are cu privire la mine să le înțeleg, să îl întreb pe Dumnezeu care sunt planurile lui pentru mine? Și să, să te lași călăuzit de el? Îmi place foarte mult și rugăciunea mea este cam așa, Doamne, ajută-mă să mă conformez planurilor tale și nu tu planurilor mele. Pentru că atunci când faci anumite planuri împreună cu Dumnezeu, atunci când mergi împreună cu el, atunci vei reuși. Și îmi place ca experiența pe care am avut-o cu Dumnezeu să o consider umblarea mea cu Dumnezeu. Îmi place să umblu cu Dumnezeu, îmi place cum am văzut patriarchii Bibliei, chiar în noc, chiar moise unde spune că a umblat cu Dumnezeu. O, ce frumos ar fi să, și, să scrie și în dreptul nostru gândurile. Da, astea. Cred, cred că într-o zi. Știți, la un moment dat, acum nu știu, devin poate vulnerabil la cât de vulnerabil da, ai fost aici da, cu noi da, <laughs> asta da, e o mică parte da, îmi place ca dimineața să am un timp de cum poate fiecare dintre voi aveți de devoțiune cu, cu Dumnezeu pe lângă studiul biblic pe care îl am din anul 2010 am uh, un jurnal dacă îl pot numi așa am o agendă în care îmi scriu toate gândurile mele, toate trăile mele sufletești, îmi le scriu acolo. Că sunt gânduri de bucurie, că sunt gânduri de supărare, că sunt stări sufletești bune sau mai puțin bune, eu acolo mi le notez. Când îmi scriu acolo în agenda aceea... Câte agende ai? Pe 10, 12. De, la, fie, de câte una din fiecare an? În fiecare an? an, da. Încerc aproape să scriu zilnic. Zinic, azi dimineața am scris, la ora 5 dimineața scriam, ieri dimineața am scris, pe 13 februarie, așa cum vă spuneam, am scris pentru că s-a întâmplat, s-au împlinit 33 de ani când am murit mama mea. Deci îmi scriu acolo. Și este frumos, este frumos. Uh, și mi și mă gândesc peste ceva timp în urmă, poate copiii mei, poate nepoții mei, o vrea să vadă cum a fost viața tatălui, tatălui sau al bunicului. Foarte cum frumos. a trăit, da? Este frumos. Am un test de autenticitate pentru tine, Gabi, cu răspunsuri scurte și mai urmează o serie de astfel de întrebări. Spune cuvântul prima întrebare așa, care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi tu pe Dumnezeu? Pentru viața trăită. Care este defectul tău cu care te lupți pentru a rămâne autentic? Sunt ocazii în care spun 99% adevărul și poate mai uh -huh. pun, mai pun ceva acolo. Care este cartea din care ai învățat tu să fii autentic? Biblia. Care este locul în care în mod fizic îl găsești uh, pe Dumnezeu? Așa cum vă spuneam dimineața în momentele de devoțiune, când stau și scriu uh, în acel jurnal, îmi descarc sufletul înaintea lui Dumnezeu. Care este cel mai autentic om pe care l-ai întâlnit vreodată în viața asta? Greu, știu. Uh, da, da, pentru că întâlnești oameni autentici, întâlnești oameni lui Dumnezeu. Alege unul dintre ei. Alege-l pe unul dintre ei, te rog. O persoană este cea alături de care îmi trăiesc viața, soția mea. Și dacă pot să mai spun încă o persoană, te rog, te rog. Uh, fratele pastor Gabriel Ciocărlan, este plecat în Anglia acum. Am văzut în dumnealui o persoană autentică, cum spunea Domnul Hristos în care nu există Big Mulțumesc frumos, îl cunosc pe Gavi, pot să confirm lucrul ăsta. Te rog să completezi fraza. Detest cel mai mult ipocrizia. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul Tată. Cartea, cu excepția Bibliei, pe care orice om ar trebui să o citească în viața lui, poartă titlul Viața lui Isus. Primul lucru pe care îl fac dimineața este pe lângă faptul că meditez și, așa cum spuneam, citesc și eu îmi scriu, dau mesaje de încurajare persoanelor care știu că are nevoie de ele. Și ultima întrebare din rubrica asta, o viață de credință autentică nu poate exista fără? Fără Dumnezeu. Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns, fructe sau prăjituri? Fructe. Bani sau liniște? Liniște. Seara, timp cu copiii sau relaxare cu soția? Timp cu copiii. După ce ai greșit, te scuzi imediat sau mai târziu? Sunt situații în care în ce scuze imediat sunt și unele situații care mai târziu. Rugăciune în gând sau cu voce tare? Cu voce tare. Angajat sau propriul șef? Propriul <laughs> șef. Tată sau soț? Uf, da. Uh, îmi place să fiu și tată pentru că copiii au nevoie de mine, așa cum vă spuneam, cei trei copii, dar e nevoie și să fiu soțul. Frank sau diplomat? Diplomat. Îi spui soției mai des iartă-mă sau te iubesc? Te iubesc. Și ultima întrebare, insistent sau discret? Discret. Mulțumesc frumos, Gabi, pentru tot ceea ce ai însemnat aportul tău aici la Autentic cu întrebările pe care ți le-am adresat eu, dar spre final noi avem și alte rubrici, mă rog, o rubrică ce vine așa dinspre o întrebare a, a celor care au stat aici pe scaunul tău, întrebarea surpriză se numește. Întrebările s-au adunat. Uite, bolul nostru este aproape plin, îl amestec. Te rog să alegi tu o întrebare de aici și să răspunzi acestea. Uite, ai luat-o pe aia de deasupra, vezi? Da, că era da, da. Aia de dedesubt s-a dus deasupra. Care este suma puterii tale de viață? Care este sursa? Sursa puterii de viață. Ceea ce îmi dă putere să trăiesc este familia. Uh, ei mă motivează zi de zi să, să trăiesc. Mulțumesc frumos, Gabi. N-am să te las să pleci de aici până nu scrii și tu o întrebare. Așa că, uite, aici ai uh, foaia, acesta este pixul nostru autentic, te rog să-l porți pe unde vei merge pentru că este cadoul pe care noi ți-l oferim în ocazia asta și atunci când semnezi tu contracte, mă, când uh, <laughs> uh, uh, faci achiziții, când uh, dai mai departe ceea ce cumperi tu, să folosești asta și să nu uiți că ai promis că vei fi uh, întotdeauna autentic așa cum ai fost și până acum. Amin. Acesta este al tău. Te rog să scrii întrebarea. de timpul acesta pentru a vorbi puțin cu dumneavoastră despre o invitație pe care uh, am să vă o fac și anume că vă aștept pe 28 martie uh, la conferința autentic ce va avea loc la uh, sala Dales, alături de profesorul Dumitru Borțun. Este uh, un domn pe care îl admir extraordinar de mult și pe care sunt convins că și dumneavoastră îl aveți la suflet. Așadar, vă aștept pe 28 martie la sala Dales. O să găsiți informații în descriere scrierea acestui podcast, ba chiar dacă lucrurile sunt în regulă o să vedeți și câteva detalii pe ecran. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și vă aștept acolo. A terminat Gabi Descris, a și pus întrebarea aici în bol. Gabi, îți mulțumesc mult încă o dată și mai am un cadou pentru tine. Prietenii noștri de la Viață și Sănătate ne pun la dispoziție aceste uh, cărți. Am să te rog să alegi tu un titlu dintre ele, Sănătate pentru creier sau uh, L-am văzut pe Dumnezeu de la spate. Sănătate pentru creier. Sănătate pentru creier este cadoul de la Viață și Sănătate pentru tine. Mulțumesc pentru Gatul, vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc Dumnezeu pentru că mi-a oferit această posibilitate să spun cum mi a lucrat în viața mea. Domnul să te binecuvânteze mulțumesc pe Dumnezeu. tine și pe ai tăi. Mulțumesc la fel. Domnul să vă poarte de grijă și dumneavoastră, nu uitați un like, un subscribe, un coment, ne ajută să mărim comunitatea autentic. Mulțumesc mult acelora care au făcut gestul acesta deja. Până data viitoare, nu uitați să vă trăiți cu adevărat autenticitatea.